Om Agyanati Mirandasya Gyanan Janashalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitamina Bhutale Svai Rupakadamaham Dadati Svapadantikam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Și deci vă urez bun venit la seminarul nostru intitulat Opulențele Absolutului, Misterul Bhagavad Gitei. Suntem acum la partea a treia, după o pauză de o lună și ceva. Și în calitate de introducere la discuția de astăzi, aș dori să ne amintim acel verset din Scriptura Vedică, care se numește Chaitanya Charitamrita, care vorbește despre faptul că orice obiect în această lume posedă două calități. Și avem faimosul verset care spune Svarupa Lakshana Arata Tasta Lakshana Eidui Lakshana Vastujana Munigan. Mari înțelepți pot înțelege un obiect în acord cu cele două simptome. Calitățile primare, Svarupa Lakshana, și calitățile secundare sau Tatastha Lakshana. Svarupa Lakshana, deci, înseamnă calități primare, calitățile esențiale, calitățile neschimbătoare al unui obiect, calitățile care sunt prezente constant, întotdeauna, în toate locurile și în toate circumstanțele. Și Tatastha Lakshana sunt calitățile secundare, sau calitățile temporare, adiționale, cum ar fi, de exemplu, Svarupa Lakshana apei este lichiditatea, apa este lichidă. Dar se întâmplă uneori situații în care apa devine solidă sau apa devine abur. Aia nu este o stare firească al apei, este o calitate cumva secundară al apei. Și mai sunt alte exemple ca să înțelegem, de exemplu, calitățile primare al unui copac, Svarupa Lakshana, este tulpina lui, sunt crengile acestui copac, frunzișul, fructele copacului. Deja avem Tatastha Lakshana sau calități adiționale, cum ar fi copacul poate să fie mai mic, copacul poate să fie în principiu uscat, care este cu siguranță o calitate adițională. Sau copacul poate să fie imens de mare, în Israel, de exemplu, am văzut un baobab care era imens de mare, deci un copac foarte, foarte frumos. Sau să luăm, de exemplu, sala polivalentă, deci o clădire, o anumită clădire. Calitățile primare sunt, aceasta este o sală, nu aceasta, dar de lângă noi, o sală de sport, da? O sală mare de sport. Aici se întâmplă diferite competiții, diferite concerte, în fiecare primăvară este foarte agitat aici, în fiecare toamnă este foarte agitat aici. Și toți știu, sala polivalentă este sală de evenimente, deci asta este Svarupa Lakshana sau calitatea primară al acestei săli. În același timp avem calități secundare, cum ar fi, de exemplu, culoarea pereților, care pot fi schimbate. Astăzi ei sunt albi, mâine sunt roșii, mai știu. Sau calitățile primare sunt designul interior al sălii, tot niște, un lucru care în timp întotdeauna se schimbă. Sau să luăm un kirtan, deci trecem la niște lucruri mai spirituale. Deci un kirtan cum am cântat acum. Deci Svarupa Lakshana sau calitatea primară al unui kirtan este Abhinatva Nama Namina, cum spun vedele. Întotdeauna când se incantează numele sacru, Hare, Krishna sau Rama, aceste nume sunt non-diferite de adevărul absolut. Înțelegem noi acest lucru, nu înțelegem, dar momentul în care conștiința noastră este expusă la această vibrație, conștiința noastră se spiritualizează. Karma noastră se modifică, se îmbunătățește, ca să știți. Da? Deci asta este calitatea primară al unui kirtan. Dar avem deja aspectul secundar al kirtanului. Ritmul, care de obicei este așa cum este, vocea, care de asemenea sunt diferite voci, sau instrumentele muzicale pe care noi le folosim. Uneori avem violoncel, alteori nu avem violoncel, dar uneori chiar când nu sunt instrumente muzicale, noi putem doar să
batem din palme. Deci acestea deja sunt aspecte secundare al kirtanului. Sau ca să înțelegem mai bine semnificația acestui verset, să luăm de exemplu, să analizăm poziția unui maestru spiritual, unui guru. Calitățile primare sau calitatea primară al unui maestru spiritual este împărțirea cunoașterii spirituale. Absolut corect. Deci maestru spiritual transmite cunoașterea spirituală fără distorsiune, fără adăuga ceva, în acord cu învățăturile așa cum au fost ele transmise de mii de ani prin lanțul succesiunii disciplice la care dumnealui aparține. Și vedele descriu, există 4 succesiuni disciplice Vaishnava, există diferite alte succesiuni disciplice. Și un alt aspect foarte important, care tot se referă la Svarupa Lakshana sau la calitatea primară al unui maestru spiritual, este un lucru mai ezoteric, dar vedele spun Yasya Sakshat Bhagavati Gyana Dipe Pradegurau. Un maestru spiritual este Yasya Sakshat Bhagavati. El este însuși Divinitatea Supremă în viața ta. De ce? Pentru că Gyana Dipa, cu făclia cunoașterei, el îți risipește întunericul ignoranței din inima ta. Gyana Dipe Gurau. Gurau înseamnă, el face acest lucru într-un mod greu. Deci nu este un lucru ușor de digerat, nu este un proces easy going, flower power, este un proces de transformare interioară foarte, foarte serioasă. Și Martesea Dishuta Sutua, deci vesetul continuă mai departe, că niciodată nu trebuie să-l percepi cu ajutorul inteligenței tale muritoare, pentru că dacă faci acest lucru sau ai o asemenea abordare, atunci sarvam kunjara shau ceva. Toată practica ta spirituală se transformă în îmbăierea unui elefant. Deci elefantul intră în apă, imediat cum a ieșit din apă, a ieșit pe mal, se stropește din nou cu praf. Și asta este exemplu, că orice încercare de a-l percepe pe maestru spiritual sau de a-l reduce, de obicei din cauza invidiei, deci reducem personalitatea maestrului spiritual sau din cauza invidiei, deci încercăm cumva să-i punem jos pe persoanele spirituale. Din cauza aceasta, toată practica spirituală este dată peste cap. Și în același timp, maestrul spiritual are calități secundare, tatasa lakshana, cum ar fi, de exemplu, el poate să fie un casnic care are copii, sau poate să fie un călugăr, un sannyasi, sau el poate să aibă 2 discipoli, poate să aibă 1000 de discipoli, sau trăsăturile lui de caracter, de exemplu. Da? Este mai dinamic, deci este mai împunător, este mai calm, este mai liniștit. Astrograma lui, de asemenea, se referă la tatasa lakshana. Sau vârsta lui, da? Vârsta, de asemenea. În vede, avem exemple când maestrul spiritual avea 5 ani și discipolul lui avea aproape 100. De ce? Nu contează vârsta, contează Vigiana, contează cunoașterea realizată din viețile anterioare. Educația maestrului spiritual. Sau, de exemplu, chiar și el poate fi un intelectual, poate fi analfabet. Am avut maestri spirituali care nu știau să-și semneze numele, dar realizările lor spirituale, iubirea lor față de divinitate, nu se compara cu acelor care erau mari, mari intelectuali. De aceea scripturile vedice spun Kiba Vipra, Kiba Nyasya, Shudra Kenenaya, Ei Tatva, Ei Krishna Tatva Vedi, Sei Guru Hoya. Nu contează dacă o persoană este un învățat, un intelectual, dacă este născut într-o familie inferioară sau dacă el este aparține ordinul renunțării al vieții, atâta timp cât el este un Krishna Veti. Krishna Tatva Veti. El știe cunoașterea, el posede cunoașterea, el posede filozofia despre Krishna, despre persoana supremă a divinității. El este un maestru spiritual autentic. Deci am dat câteva exemple ca să înțelegeți diferența dintre Svarupa Lakshana și Tatasa Lakshana sau calitățile primare, calitățile secundare al unui obiect. În mod similar, persoana supremă a divinității, în acord cu tratatele vedice, posede de asemenea 2 tipuri de calități. Calitățile primare
calitățile lui personale, el are un anumit caracter. E un subiect ezoteric, un subiect foarte complicat, foarte complex, și în același timp el posede calități secundare. Haideți să vedem care sunt calitățile primare al Divinității Supreme în acord cu scripturile vedice. De exemplu, Vishnu Purana descrie, acestea sunt cuvintele care aparțin înțeleptului Parashara Muni, descrie faimosul verset Aishvarya-sya, Samagra-sya, Virya-sya, Yashasya și Shriya, Gyana-vairagya-sya, ya, Shanam-bhagam itingana. Un verset foarte frumos pe care Marele Maestru Spiritual Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada deseori îl cita în comentariile sale, în lecțiile sale. Și Parashara Muni, înțeleptul Parashara, de definiția cine este Bhagavan, cine este suprema personalitate a divinității, care sunt trăsăturile lui primare. Și el spune, prima calitate este Aishvarya. Deci Aishvarya înseamnă opulență. A doua este Samagrasya. Samagrasya înseamnă opulență nelimitată. Virya înseamnă puterea absolută sau vitalitate, încă putem să spunem. Yasha înseamnă glorie sau faimă. Shriya înseamnă frumusețe absolută, frumusețe care atrage orice entitate vie față de suprema personalitate a divinității. Gyana, cunoaștere, și vairagya, renunțare. Și un lucru interesant, dacă l-ați observat, noi de obicei suntem atrași de anumite personalități, de prieteni, de pop staruri, de rock staruri, de movie staruri, de soții, de soți. De ce? Pentru că ei, într-o anumită combinație, posedă aceste calități. Și noi suntem, bun, poate nu toate calitățile, deci 100%, pentru că el este singura personalitate care le posedă 100%. Dar, de exemplu, un coleg de-al nostru, el are, hai să spunem, 20% de gheana, de înțelepciune, și el are 80% de vairagya. Deci el este foarte renunțat, foarte cool. Da? El întotdeauna este zen. Și noi întotdeauna devenim agitați în situații mai complexe, mai dificile. Și noi suntem imediat atrași cu, uite, el întotdeauna rămâne cool și însuși această calitate ne atrage pe noi pentru că e o anumită putere în spatele acestei calități. Sau persoanele care sunt extrem de frumoase. Deci noi suntem atrași de ei. Toți vor semnătura starurilor, pentru că ei sunt foarte... sunt percepuți ca persoane foarte frumoase. Sau cineva este foarte faimos, nu? Cineva este foarte înțelept. Și noi gravităm spre asemenea persoane care posedă aceste calități. Toate avatarurilor, deci vedele descriu că persoana supremă a divinității expandează în diferite avataruri. Ava, tara, înseamnă ava, înseamnă cel care descinde din planul transcendental, tara, în lumea materială, în planul material. Asta înseamnă avatar. Și vedele descriu Ramadi Murtishu Kalaniye Mena Tishta Nana Avatara Makarat Bhuvaneshu Kinto. Persoana supremă a divinității posede atâtea avataruri câte sunt valuri pe suprafața oceanului. Deci nelimitate avataruri în funcție de necesitățile pe care el le simte că acum trebuie să vină în forma acestui avatar sau în forma acestui avatar sau în forma acestui avatar. Și toate avatarurile, mai mult sau mai puțin al Divinității Supreme, posedă aceste calități, Aishvarya-sya, Samagra-sya și așa mai departe. Dar vedele descriu că persoana supremă, deci sursa avatarilor, care este descris ca avatarii, deci din el expandează celelalte avataruri, el posedă 4 calități primare, personale, care nu sunt regăsite în celelalte avataruri. Și aceste 4 calități sunt descrise, le vedem aici pe slide, sunt descrise ca Lila Madhuri. Deci el este un ocean de distracții jucăușe, transcendentale, uimitoare, dintre care, de exemplu, vedele descriu că rasa Lila este cea mai fascinantă. Nu o să intrăm acum în subiect, dar pe scurt. Sau Prema Madhuri. Deci el posedă o iubire neimaipomenită față de devotații săi și ei, la rândul său, de asemenea, posedă prema sau iubirea care înseamnă iubirea sufletului pur față de Divinitatea Supremă.
Venu Madhuri. Krishna posede un flaut, da, Venu. Sunetul dulce și minunat al acestui flaut atrage mințile tuturor entităților vii și vedele descriu că dacă entitățile vii sunt mișcătoare, ele devin nemișcătoare, entitățile vii nemișcătoare încep să se miște. Deci asta este starea extatică sau puterea transformatoare al acestui sunet și, apropo, acest sunet se manifestă ca sunetul om în lumea materială, apoi el se manifestă ca sunetul mantrei Gayatri, Burbuvar, Svar, Tatsavitur, Varenyam. Și apoi acest sunet al flautului divin, al Divinității Supreme, se manifestă în forma scripturilor vedice, tratatelor vedice. Rig, Sama, Yajura, Atharva, Veda, Puranele, Bhagavad Gita, Mahabharata și așa mai departe. Și a patra calitate pe care o posedă, anume avatari sau persoana supremă a Divinității, se numește Rupa Madhuri. Frumusețea strălucitoare a formei lui transcendentale este de neegalat, este foarte fermicătoare și uluitoare pentru toate entitățile vii, mobile și nemișcătoare din cele trei lume, așa descriu scripturile vedice. Bun, atunci când noi suntem acoperiți de energie materială, poate noi nu suntem foarte tare atrași de această formă. La fel cum fierul, când este acoperit de rugină, el nu se atrage de magnet. Dar în momentul în care rugina este curățată, el se atrage de magnet. Deci asta au fost doar foarte pe scurt câteva exemple despre care sunt calitățile primare al supremei personalități a divinității. Deși vedele descriu 64 de calități. 60 le posede celelalte avataruri și aceste patru calități sunt tipice doar pentru suprema personalitate a divinității, sursa celorlalte avataruri. Dar vedele descriu că pe lângă calitățile personale, primare, al divinității supreme, el posede și calități secundare. Haideți să vedem care sunt aceste calități secundare. Deci, nu exact... sunt obișnuit să apăs aici. O să trebuiască să mă adaptez puțin. Deci, vedem acest verset, din această serie de versete, din capitolul 7 din Bhagavad Gita, în care el își singur își descrie calitățile sale secundare, Tatasa Lakshana. El descrie diferite opulențe, vibhuti, el descrie creația, cum se manifestă el în creație, cum se manifestă în cosmos, în diferite fenomene extraordinare al naturii, în diferite trăsături interesante al personalităților, în talente, în putere extraordinare al entităților vii. Și Krishna descrie, de exemplu, deci eu sunt gustul apei. Apa are un gust unical. Deci e ceva de care noi avem nevoie, care nu poate fi schimbat cu nimic altceva. Deci apa este apă, e ceva extraordinar. El spune, eu sunt lumina soarelui și a lunii, silaba om din mantrele vedice. Eu sunt sunetul în eter, destoinicia în oameni. Eu sunt mireazma originară a pământului. Eu sunt dogoarea din foc. Eu sunt viața din tot ceea ce trăiește și asceza tuturor asceților. Eu sunt sămânța originară a tuturor existențelor, inteligența celor inteligenți și vitejia celor puternici. Eu sunt tăria celui puternic, fără de pasiune și dorință. Eu sunt viața sexuală, ce nu este contrară principiilor spirituale. O domn al neamului Bharata. Acum, cei dintre persoanele care nu sunt capabile, nu sunt pregătiți, nu au merite spirituale din viețile anterioare, nu au anumită karma, pentru a accepta adevărul absolut în aspectul său personal, ei nu sunt atrași de a medita asupra calităților personale al divinității, asupra celor petreceri transcendentale, lila. Prin urmare, vedele recomandă că pentru ei, pentru cei cărora le este mai greu puțin să mediteze asupra trăsăturilor personale, ei pot să mediteze asupra calităților care se manifestă prin intermediul naturii, prin intermediul creației. Și știm, de exemplu, filozofii impersonaliști în tradiția vedică, ei fac exact acest lucru. Sau, într-o anumită măsură, budismul se ocupă cu asta. Sau panteismul, de asemenea. Deci oferă această opțiune de
meditație. Deci ei pot medita asupra adevărului absolut prin calitățile sale secundare. În ciuda faptului că calitățile secundare sunt menite pentru meditație persoanelor care nu acceptă Divinitatea Supremă ca pe o personalitate, deci acceptă ca ceva vag, da, care stă în spatele Universului, și la Prabhupada totuși explică în comentariul său la 15-12 din Bhagavad Gita, el spune că prin înțelegerea celor explicate aici, omul începe asimilarea cunoașterii spirituale. Deci așa începe asimilarea înțelepciunii spirituale. Realizarea faptului că aceste fenomene vin de la Suprema Personalitate a Divinității marchează începutul conștiinței de Krishna sau conștiinței spirituale, conștiinței spiritualizate. Deci, deși tehnic este o meditație pentru școala impersonală, și noi, cei care încercăm să realizăm adevărul absolut în aspectul său personal, pentru noi tot este o meditație benefică și asta este unul dintre motivele care stau în spatele acestui seminar. Bun, în primele două lecții din cadrul acestui seminar, noi am studiat primele două versete din cadrul acelei serii de versete din 4, din Bhagavad Gita, capitolul 7, și noi am acoperit cu voi, am acoperit primele 9 calități care au fost descrise în aceste versete. Deci noi am văzut, Krishna spune, Rasoham Apsukaunteya, eu sunt rasa, da? Eu sunt gustul pur, dulceața, aroma apei. Eu sunt lumina soarelui și a lunii, pranava sarva vedishu. Eu sunt om din mantrele vedice. Shabdake, eu sunt sunetul în eter. Paurusham Drinum înseamnă eu sunt destoinicia în ființele umane. Punyo Ganda, eu sunt mireazma pământului. Teja Chasmi Vibhavasu, eu sunt dogoarea din foc. Jivanam Sarva Bhuteshu, eu sunt viața din tot ceea ce trăiește. Deci noi apreciem întotdeauna viața, nu ne plac lucrurile vii, deci lucrurile moarte, mortăciunile nu-i plac nimănui. Da? Și Tapas Chasmi Tapasvishu, eu sunt asceza sau penitența, acea putere care este generată, cuvântul tapa înseamnă foc, focul ăla spiritual care este generat ca rezultat al ascezei spirituale. Și astăzi noi vom continua să studiem această serie din 4 versete care conțin 14 exemple de acest gen de calități, Tatasa Lakshana, al Divinității Supreme, și vom începe să discutăm cu exemplul 10, deci vom merge mai departe, care este descris în Bhagavad Gita 7.10 în acest verset în care Krishna spune Bijamam sarva bhutanam vidi parta sanatanam budhir bhutimatam asmi tejasvinam aham. Eu sunt sămânța originară a tuturor existenților, inteligența celor inteligenți și vitejia celor puternici. Deci trei calități vor fi descrise în acest verset și continuăm cu calitatea a 10-a în care Krishna descrie, deci că el este cauza verticală, orizontală a creației, el este cauza diferitor opulențe extraordinare al creațiilor și substratul din spatele lucrurilor extraordinare din cadrul Universului. Calitatea 10 este descrisă ca Bijam Mam Sarva Bhutanam. Krishna spune eu sunt sămânța originară a tuturor existențelor. Și, după cum țineți minte, în primele două lecții din cadrul acestui seminar am studiat fiecare calitate din punct de vedere al semnificației directe, al sensului direct, și, de asemenea, din punct de vedere al unui sens mai subtil, mai spiritual, mai ezoteric. Și o să începem, de asemenea, astăzi cu sensul direct al acestei opulențe. Și știm cu toții, mâncarea noastră constituie din grâne. Mâncarea noastră constituie din semințe. Baza mâncării noastre, de fapt, este porumbul, orezul, ovăsul, grâul și așa mai departe. Mai ales grâul, vedele descriu, grâul este foarte important pentru dezvoltarea corpului, pentru dezvoltarea inteligenței, de asemenea. Și probabil ați văzut cum bunicile noastre adunau semințe, da? Semințe de la tot felul de legume, deci le adunau, mă știu, toți se ocupa cu partea asta odată,
o perioadă de ani. Și semințele au ceva fascinant în ele, deci e ceva foarte interesant, deci chiar structura lor, factura lor e foarte, foarte interesantă. Krishna spune, eu sunt acea energie din semință. Deci, de aceea ea este plină de viață, e un lucru absolut fascinant și mistic, cum dintr-o mică boabă, dintr-o mică semință, crește o plantă extraordinar de mare. Și Shrila Prabhupada explică în comentariul său, el spune, Bijam înseamnă semință. Krishna este sămânța tuturor. Există felurite entități vii, mișcătoare și inerte. Păsările, mamiferile, oamenii și multe alte vețitoare sunt ființe care se pot deplasa. Copacii, plantele nu se pot deplasa fiind inerte. Toate ființele se încadrează în cele 8.400.000 de forme de viață, dintre care unele se pot deplasa, altele sunt inerte. Însă în toate aceste cazuri, sămânța vieții lor este Divinitatea Supremă, Krishna. Cu toții am auzit despre cuvântul prana. Prana înseamnă energie vitală. Energia subtilă care mișcă toate procesele care se întâmplă la nivel subtil și la nivel grosier în corpurile noastre fizice. Prana este de asemenea un nume al Divinității Supreme. De ce? Pentru că El este sursa pranei. El este, cum vedele descriu, Jiva este Anu Atma, este un suflet atomic și El este Vibhu Atma. Deci El este un suflet mereț, sursa tuturor celorlalte suflete, deci sursa tuturor viețuitoarelor. Deci asta este descrierea din scripturile vedice. Și avem un verset foarte frumos din scripturile vedice în care se spune, aici îl vedem, în Katha Upanishad se spune Nityo nityanam cetanash cetananam ekobahunam evidadhati kaman. Domnul Suprem este etern și ființele vii, sufletul este etern. Corpurile sunt muritoare, dar sufletul este etern. Domnul Suprem cetananam, El este conștient. Entitățile vii de asemenea sunt conștiente. Dar există o diferență dintre aceste două tipuri de entități vii. Entitatea supremă și entitățile vii, sufletele, care sunt expansiunea al supremului. Eko bahunam evidadati kaman. Diferența constă în faptul că Domnul Suprem furnizează toate necesitățile vieții pentru numeroasele alte entități vii, inclusiv prana. Deci El generează sufletul și apoi îi furnizează prana, energie necesară ca sufletul să activeze în lumea materială. Și știm că acolo unde prana nu funcționează bine, apare o boală. Dacă în creier prana nu funcționează bine, apar boli psihice sau memoria este slabă și așa mai departe. Acum să vorbim despre un sens mai subtil, ezoteric. În scripturile vedice acest gen de sens se numește Shukshma Darshi, sau percepția subtilă al acestor descrieri. Totul pornește de la bija, totul pornește de la o sămânță, de la o idee. Pentru orice program, pentru orice dispozitiv, orice clădire, orice afacere, există mai întâi de toate, există contemplarea planului. Deci nu apare o clădire așa de la sine. Nu apare o mașină de la sine. Nu apare un calculator de la sine. Un ceas nu apare de la sine. Dacă mergem mai departe, un univers nu apare de la sine. Deși sunt încercări de a explica universul din acest punct de vedere. În spatele tuturor lucrurilor există un bija, există un plan. Un plan. Fie divin, un plan material, dar există o anumită sămânță, deci o anumită idee. Și atât în mod similar, în procesul de bhakti sau în procesul realizării spirituale, în procesul, cum Bhaktivedanta Swami spunea, serviciului devoțional față de Divinitatea Supremă, prin care noi încercăm să ne relegăm cu Divinitatea Supremă. De asemenea, acest proces de evoluție spirituală pornește de la bija. Și această bija este descrisă în scripturile vedice ca bhakti lata bija sau sămânța practicii devoționale, sămânța evoluției spirituale. Este descrisă în faimosul verset din
Chaitanya Charitamrita, în care Krishnadas Kaviraj Goswami spune Brahmanda Brahmite Kon Bhagivan Jiv Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija. Conform karmei, entitățile vire tecesc prin întregul univers. Unele dintre ele sunt elevate în sistemele planetare superioare, altele coboară în sistemele planetare inferioare. Deci suntem ca pe o roată din aia, cum se numește, roata Belvederii sau cum se spune în limba română, e roata carusele, deci ca o carusele. Deci astăzi suntem sus, mâine suntem la mijloc, poi mâine suntem jos, cam asta se întâmplă cu entitate vie în cadrul universului. Noi hoinărim prin univers. Astăzi suntem în corp de ființă umană, mâine suntem broscuță, poi mâine suntem pasăre. Noi ne realizăm toate dorințele noastre, de a zbura, de a dormi, de a mânca ca purcelușul, de a face sex în continuu și așa mai departe. Deci toate, deci you say it, da? Și natura materială îți furnizează, deci anything at your wish. Deci orice dorință vrei, natura materială ți-o satisface. Și vedele spun, deci asta se întâmplă viață după viață, deci în continuu, o eternitate întreagă. Din milioane de entități vire tăcitoare, doar cel care este foarte norocos, prin grația lui Krishna obține ocazia să se asocieze cu maestru spiritual de bună credință. Deci, unele dintre aceste entități vii devin, într-un mod mistic, devin bhagya. Bhagya înseamnă obțin un anumit noroc, care devine cauza întâlnirii unui maestru spiritual, care ce face prin grația lui Guru și Krishna, el însemânțează în inima entității vii acea semință, semință plantei devoționale. Aveam o traducere alternativă al acestui verset în care se spune dezgolindu-și bila firului de karma, știți, iată, dacă cum bunicile noastre țeseau, da? Și aveau gemurile alea de lână, de obicei, și iată, în mod similar, deci cineva a tradus foarte interesant, spunea că copiii sunt foarte curioși să tragă de ața respectivă să o dezgolească. Și el spune, dezgolindu-și bila cu firul de karma, jiva cu treire întregul univers, până când, bum, se poticnește de un maestru spiritual. Bum, a dat, ce se întâmplă, nu? Și uneori, chiar dacă jiva a avut karma pioasă sau a avut meritele spirituale din viețile anterioare ca să se poticnească de un maestru spiritual, această sukriti sau merite spirituale încă nu sunt suficiente. Pentru că poți să ai sukriti, meritele spirituale, să te întâlnești cu maestru spiritual, dar n-ai meritele spirituale suficiente ca să rămâi umil în relația cu maestru spiritual. Și atunci deseori se întâmplă că cineva a dat de maestru spiritual, dar nu profită de asocierea maestrului spiritual. Sau nu are credință suficientă în învățăturile maestrului spiritual. Deci în Yoga Vasishta se spune că dacă cineva nu este foarte tare binecuvântat de personalitatea supremă a divinității, el nu găsește un guru adecvat și nici scriptura potrivită. Deci aceste lucruri sunt un rezultat al unor merite spirituale. Sau ghinionul poate să se manifeste în forma faptului că bija pe care o primim noi, dacă gurul respectiv nu este autentic, nu este veritabil, în vede avem o diferență dintre sad guru, ceea ce înseamnă un guru autentic, și asad guru, deci un guru neveritabil, un guru neautentic, un guru impostor, deci un guru care n-a primit cunoaștere de la maestru său spiritual. Dacă vreți să faceți un test, de obicei, testul este foarte simplu. Întreb, cine a fost gurul tău? Păi nu, că eu am visat singur sau eu am studiat multe cărți sau eu, nu știu, mie mi s-a trezit ceva din interior 99% că când cineva povestește lucruri de acest gen, la fel cum veniți la mine, eu sunt un medic care face operații la cardiace. Ok, domnule, și unde ai învățat? Unde ai studiat? Păi eu singur am studiat niște cărți și gata, toporul e gata să vă fac operația. Da? Deci nimeni nu va merge la un asemenea impostor, pentru că e o operație serioasă până la urmă. Și atât în mod similar, deci uneori noi putem să avem
suficiente merite spirituale din viețile anterioare ca să fim atrași de spiritualitate, dar nu avem merite spirituale ca să fim atrași de un maestru spiritual veritabil, autentic, sau să fim receptivi față de învățăturile maestrului spiritual veritabil, autentic. Și de asemenea e ceva karmic când întâlnești, trebuie să treci și prin calvarul respectiv, să dai din niște câteva vieți la rând, să dai din niște maestri spirituali neveritabil ca după aia să prinzi minte. Prin urmare, deci vedele spun încă o variantă, că pe lângă Bhakti Lata Bija, deci cum există semințe și semințe modificate genetic. Iată, vedele descriu că există Bija care sunt modificate genetic. Ele se numesc Karma Bija sau ele se numesc Jnana Bija. Ele se numesc Yoga Bija și la Prabhupada descrie Bija politice. De exemplu, în India sunt maestri spirituali care spun Mahatma Gandhi Kijai. Deci el este maestru spiritual autentic. Mahatma Gandhi, cu tot respectul față de el, cu siguranță a fost o personalitate extraordinară, dar nu în modul în care el ar putea să reprezinte o succesiune disciplică. Deci el, da, a avut un interes față de Bhagavad Gita. El a murit cu Om Ram pe buze, deci când a fost împușcat, dar indienii cumva l-au proclamat, gata, el este Mahatma, deci el este un suflet mare. Și de aceea sunt unii care, deci ei când maestri spiritual când predică, ei spun Mahatma, deci și la Prabhupada Mahatma Gandhi, pe altar iau, Prabhupada Mahatma Gandhi, mai știu, deci. Și Prabhupada spune, sau tu poți să primești o bija socială sau filantropică. Sunt mișcări spirituale, deci ei asta fac, ei se ocupă cu filantropismul și cred că astea sunt activități spirituale. Un lucru bun, dar nu neapărat că aceste lucruri sunt spirituale. Deci cei care cu adevărat sunt bhagya, sunt norocoși, așa cum descrie versetul respectiv, ei întâlnesc un maestru spiritual veritabil, ei au merite spirituale suficiente din viețile anterioare și ei primesc Bhakti Lata Bija autentică, deci the real thing, nu primesc ceva contrafăcut, nu primesc ceva genetic modificat, ei primesc conceptul adevărat. Haideți să înțelegem puțin mai mult, mai profund, din ce este constituită această Bhakti Lata Bija sau această semință al avansului spiritual, pentru că este foarte important. Avem un citat de la Srila Prabhupada în care Dumnealui descrie aici, deci el dă o definiție, el spune metodele, regulile și reglementările prin care cineva este perfect antrenat de maestru spiritual în serviciul devoțional constituie Bhakti Lata Bija sau sămânța serviciului devoțional. Deci, cuvântul cheie aici este antrenat de maestru spiritual. Deci, asta este Bhakti Lata Bija, când tu primești metodele exacte, regulile exacte, reglementările, deci tu primești cunoaștere de la maestru spiritual și el te antrenează în această cunoaștere. Asta este Bhakti Lata Bija. Deci, pentru că uneori noi avem concepte sentimentale despre ce ar fi Bhakti Lata Bija. El s-a uitat la mine, mi-a dat din ochi, mi-a aruncat o petală de trandafir spre mine și eu am prins-o și am fost electrocutat și am primit Bhakti Lata Bija în acest moment. Sună frumos, sună ca în filme de Hollywood, dar lucrurile sunt mult mai complicate. Bhakti Lata Bija înseamnă cunoaștere despre procesul avansului spiritual. Este educația pe care ți-o oferă maestrul spiritual. Acum, în cadrul acestei educații, noi primim mai multe daruri. Namashishtam manumapi, saciputram atrasvarupam, rupam tasyagrajam, rupurim madurim, madurim goshtavatim. Este un verset foarte frumos care descrie diferite daruri pe care noi le primim de la maestrul spiritual. Dar printre ele, deci, încă un constituent foarte important care este inclus în Bhakti Lata Bija este, bineînțeles, este Shraddha. Shraddha înseamnă credință. Shraddha înseamnă convingerea care a intrat în inima noastră, din inima maestrului spiritual. Shraddha shabde vishwasa koi sudridanishoi. Krishna bhakti koile, Krishna bhakta, Krishna koi. Da? Un verset foarte frumos în care se spune ce este Shraddha, ce este credință. Yoga Sutra spune că Shraddha sau credința este mama yoginului.
Shraddha înseamnă convingerea că urmând calea devoțională și nefiind derutat de karma, de gheană, de yoga, de alte lucruri, eu voi atinge perfecțiunea vieții spirituale. Această convingere vine din inima maestrului spiritual. Bineînțeles că Bhakti Lada Bija de asemenea constituie în sine gheana sau cunoaștere spirituală, care este împărțită în cele trei părți, Sambandha, Abideya și Prayojana. E un subiect mai complicat, acum n-o să-l descriu pentru prietenii noștri sau musafirii care au venit prima oară la această lecție, dar sunt trei tipuri de cunoaștere. Deci cunoaștere elementară, cunoaștere mai complicată și cunoaștere mai ezoterică. Poi avem vighiană. Vighiană înseamnă înțelepciunea spirituală, înțelepciunea vie care transformă inima. Deci maestrul spiritual îți transmite nu doar cunoaștere teoretică. Tu vezi cum el trăiește. Tu vezi care sunt reacțiile lui la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Tu vezi înțelepciunea lui în reacțiile lui emoționale, psihologice. Tu înțelegi motivația din spatele acestor lucruri și așa se transmite experiența. Nu poți să înveți cunoaștere din cărți. Trebuie să vezi, trebuie să fii în contact cu profesorul de medicină, cu profesorul de muzică, ca să înțelegi din ce constituie muzica. Încă un element al Bhakti Lata Bija este Sharanagati. Sharanagati înseamnă valorile spirituale al maestrului spiritual pe care el ți le transmite ție, sau abilitatea lui de a se abandona în divinitatea supremă constant. Asta este, de fapt, hai să spunem așa, prana, esența vieții maestrului spiritual, este abandonul total în divinitatea supremă. Asta este tot ce stă în spatele tuturor cuvintelor sale, acțiunilor sale, deciziilor sale. Eu sunt predat divinității supreme, sunt predat maestrului meu spiritual. Și această stare de spirit noi o preluăm de la gurul nostru, chiar și fără cuvinte. Noi doar vedem stilul lui de viață. Deci noi vedem viața lui și totul devine clar. Încă un lucru care este inclus în Bhakti Lata Bija este Nishta. Nishta înseamnă convingere. Convingerea specifică din spatele încantării mantrei pe care noi am primit-o de la maestru spiritual. Cum, de exemplu, țineți minte în Brihat Bhagavatamrita descrie cum Gop Kumar a trecut prin diferite peripeții până a atinge perfecțiunea vieții spirituale. El s-a reîncarnat în diferite forme, în diferite sisteme planetare, dar de fiecare dată el și-a acceptat postul la mantra pe care a primit-o el de la gurul său. Și de ce noi uneori auzim și la Prabhupada spunea, practic la 80% din întrebări, Prabhupada spunea, Chant Hare Krishna. Deci, la Prabhupada, cum să fac asta, Chant Hare Krishna? Și la Prabhupada, mi-a murit o rudă, Chant Hare Krishna. Și la Prabhupada, s-a născut un copil, Chant Hare Krishna. Și la Prabhupada, mintea mea este tulburată, Chant Hare Krishna. Și la Prabhupada, eu deja sunt un suflet realizat, Chant Hare Krishna, cu siguranță. Deci, Și Prabhupada deseori dădea aceste răspunsuri, nu pentru că e, cum să spun, e un răspuns automat, dar pentru că el înțelegea puterea mantrei, puterea Hare Krishna mantrei. Și fiind un maestru spiritual autentic, el întotdeauna accentua, sau cum să spun, el întotdeauna atrăgea atenția noastră înapoi la esență, înapoi la mantra. Krishna Seva Vasana, determinarea transmisă de Guru de a-L servi pe Krishna, Suprema Personalitate a Divinității, tot este inclusă în Bhakti Lata Bija. Acest lucru se mai numește Seva Vriti. Cum mintea noastră este spulberată de tot felul de vritiuri. Iată, cel mai clasic vriti pe care îl avem noi este gândirea negativă. Sau, ați observat, deci, în timpul zilei, noi vrem neapărat să ne supărăm pe cineva și te întrezim dimineața, pe cine să fiu supărat astăzi, așa? Cred că pe soție. Sau pe cine să-l supăr eu, deci astăzi, da? Deci cumva, iată, sau gândirea asta negativă, deci că doomsday, deci totul e totul e rău, totul e prost, da? Cineva nu m-a salutat, cineva nu mă apreciază, deci asta se numesc vrituri sau vârtejuri mentale care ne stoarce de energie. Și noi avem vrituri negative și avem vrituri pozitive pe care trebuie să le cultivăm. Și cel mai pozitiv vriti este Krishna Seva Vriti sau Krishna Seva Vasana, dorința de a-L servi pe Krishna, de a servi Divinitatea Supremă. Și în final,
Încă un element foarte important care constituie Bhakti Lata Bija este Kripa. Kripa înseamnă grație. Kripa înseamnă o anumită energie transcendentală pe care Guru o investește prin cuvintele sale, prin învățăturile sale, prin energia sa pe care el o transmite din inima sa discipolului său. Acum, încă o definiție al Bhakti Lata Bijai este, cum dădea un maestru spiritual, dădea exemplu, spunea că este un gen de investiție inițială într-o idee pe care o poate avea cineva pentru a începe o anumită afacere, care își va realiza apoi potențialul prin intermediul unui capital mai mare. Deci noi la început începem cu ceva foarte mic. Shraddha, credința noastră este micuță. Dar noi totuși o investim în practica noastră spirituală și încet, încet, practica aceasta spirituală zilnică invocă mai multă energie, mai multă grație, mai multă credință, mai multă cunoaștere realizată și așa mai departe. Și Domnul Chaitanya descrie acest adevăr sau această metaforă frumoasă despre Bhakti Lata Bija în Chaitanya Charitamrita și vreau să vă reamintesc acele patru versete frumoase, eu să le citesc, asta este cumva trăsătura acestui seminar, citim multe citate, mergem la sursele originale și sper să nu vă plictisiți, dar o să aveți versetele și o să le aveți aici pe slide, o să vă fie mai ușor să le urmăriți. Deci el spune, ce se întâmplă mai departe? Deci e bine că ai primit Bhakti Lata Bija, dar inițierea înseamnă început, inițierea nu înseamnă sfârșit. Inițierea, după ce ai primit Bhakti Lata Bija, tu trebuie să o cultivi mai departe. Și Domnul Chaitanya spune, când o persoană primește sămânța devoțiune, el trebuie să aibă grijă de ea devenind un grădinar care și-a semănat semința în inima sa. Dacă el își udă sămânța treptat datorită procesului zilnic de shravana și kirtana, adică de ascultare și încantare, de practică, sămânța va începe să încolțească. Pe măsură ce Bhakti Lata Bija este udată, sămânța încolțește și se transformă într-un lăstar care crește treptat până la punctul în care pătrunde prin pereții acestui univers și depășește râul Viraja, situat între lumea materială și cea spirituală. Treptat, plantă devoțiune, atinge Brahma Loka, pătrunde prin strălucirea Brahman și atinge mai departe, ajunge la cea mai elevată planetă a cerului spiritual, Goloka Vrindavana. Deci, Vedele descriu universul nostru, conține 14 sisteme planetare și cu alte cuvinte, deci noi, cum se spune, it's a moral universe. Deci fiecare sistem planetar, fiecare dimensiune reprezintă un anumit plan de realizare spirituală. Deci cu alte cuvinte, planta noastră trece de la o etapă la alta, la alta, la alta, mai subtilă, mai subtilă, mai spirituală, până când ajunge în cerul spiritual. Următoarele două versete, deci chiar avem o poză foarte frumoasă, asta este grădinarul, se presupune fiecare dintre noi trebuie să fim grădinari de acest gen. Și atât cum planta începe să crească, trece prin diferite straturi ale Universului și ajunge la Divinitatea Supremă. Rădăcinată în inimă și fiind în continuare udată de apă procesului de shravana kirtana, planta devoțiunii bhakti crește din ce în ce mai mult. În acest fel, ea atinge adăpostul copacului de dorință în forma picioarelor de lotus al lui Krishna, care este veșnic situat în planeta cunoscută sub numele de Goloka Vrindavana, cea mai înaltă regiune al cerului spiritual. Treptat, planta devoțiunii se extinde în planeta Goloka Vrindavana și acolo pătrunde, produce fructul dragostei pentru Krishna, adică dragostea divină al sufletului. Deși rămas încă în lumea materială, grădinarul continuu se udă în mod planta să ude în mod planta cu apa ascultării și încantării. Deci asta a fost o mică explicație despre ce este bija, ce este sămânța originară al lucrurilor și fie materială, fie spirituală, dar în spatele acestei semințe este suprema personalitate a divinității. Acum vom trece la următorul exemplu, exemplul 11, despre cauza verticală și orizontală al Universului, despre substratul și esența care stă în spatele lucrurilor. Și în special Krishna spune Budhir Bhutimantam Asmi. Eu, Krishna, sunt inteligența celor inteligenți. Tuturor le plac oamenii inteligenți, corect?
uneori ne irită, da? Pentru că cum poate cineva fi mai inteligent decât mine? Dar totuși, în general, în principiu, noi suntem atrași de inteligență. Deci când cineva este chiar inteligent și umil, wow, deci asta e o combinație foarte, foarte frumoasă. Bun, haideți să analizăm sensul direct al acestei opulențe. O să începem la început cu semnificația etimologică al cuvântului Budi. Budi, care înseamnă inteligență, Budi înseamnă rațiune, judicată sau puterea de a discerne, de a vedea diferența dintre lucrurile corecte, lucrurile greșite și lucrurile care sunt aproape corecte sau aproape greșite. Krishna descrie poziția inteligenței în acest verset frumos din Bhagavad Gita. El spune: simțurile active sunt superioare materiei inerte. Vederea, auzul, limba sunt superioare materiei. Mintea este mai presus de simțuri. Deci mintea noastră este capabilă să stăpânească simțurile, da? Să le coordoneze, deci să le folosească. Inteligența este și mai presus de minte, pentru că mintea de obicei are aceste două funcțiuni, sankalpa, vikalpa. Îmi place, nu-mi place. De exemplu, ochii noștri au văzut o cutie cu înghețată. Simțurile imediat devin atrase. Deci nasul, wow, mirosul ăla de vanilă. Limba imediat, stomacul, deci începe procesul. Vreau și mintea de asemenea devine și ea turbată. Vreau înghețată, vreau o tonă de înghețată. Și intervine inteligența atunci, spune. Dacă o să mănânci o tonă de înghețată, te îmbolnăvești cu siguranță. Deci inteligența este abilitatea conștiinței noastre de a evalua lucrurile, de a vedea ce este bine pentru tine, ce este rău pentru tine. Asta este puterea inteligenței. Când inteligența noastră este slabă, noi mâncăm o tonă de înghețată și ne îmbolnăvim. Când inteligența este puternică, noi știm să stăpânim mintea care stăpânește simțurile. Și v-am mai povestit despre acel exemplu când niște psihologi, sociologi au făcut un mic experiment când au adunat un grup de copii și le-au spus: noi vă dăm o bomboană și eu o să plec din cameră, vă pun bomboana în fața voastră și dacă voi rezista 15 minute și nu mâncați, mai primiți încă niște bomboane. Dacă nu rezistați și mâncați bomboana, it's ok, o mâncați, vă bucurați de ea. Și au fost copii, deci, care s-au uitat la început prin părți, cumva primele 5 minute era well, whatever. Pac, și au mâncat-o. Și au fost mai rare, deci copii care au avut puterea de a nu se uita la bomboana respectivă, de aia tovi și aia pumsam, cum Bhagavad Gita spune, când te uiți la obiectele simțurilor, depinde, apare atracția. Și cum nu se uitau, deci ei se preocupau mintea cu altceva. Și psihologii respectivi au urmărit viața lor timp de următorii 15-20 de ani și au constatat copiii care au fost capabili să-și stăpânească simțurile în acel mic experiment au devenit CEO, au devenit președinți de corporație, au devenit oameni mari în diferite domenii. Pe când copiii care n-au fost capabili să-și stăpânească simțurile aveau scandaluri în familie, tot felul de peripeții în viață și așa mai departe. Deci un lucru foarte interesant care vorbește despre puterea inteligenței. Și Krishna spune: eu sunt această putere de inteligență și o să vorbim puțin mai târziu cum invocăm Budi, cum invocăm inteligența. Dar, dintr-o parte, inteligența vine de la Suprema Personalitate a Divinității, dar vine conform la ce? Ea vine conform karmei. Și în Bhagavad Gita, Krishna spune: Sarvasya chaham hridi sanivishtam matah smritir gyanam apohanam cha. De la mine vine memoria, inteligența, uitarea în acord cu karma, în funcție de karma ta. Deci de aceea, cineva care are o karmă pioasă, el este o persoană inteligentă. Cineva care este puțin mai, are o karmă mai proastă, deci este puțin mai puțin inteligent. Deci să spunem așa, karmă pioasă egal Budi, karmă proastă egal tâmpenie. Deci
Budi este un rezultat al, al karmei, pe care, deci noi am meritat un acest gen de inteligență pe care o aveam. În cartea sa Ramayana, Bhakti Vikas Swami descrie 8 trăsături ale inteligenței. Deci cum se manifestă inteligența până la urmă? Și aici o să vedeți pe, pe slide. Deci avem 8 trăsături ale inteligenței. Prima trăsătură este abilitatea de a accepta opiniile altora, a oamenilor inteligenți în vârsta seniorilor. Abilitatea de a accepta o autoritate. Da? Shudra nu acceptă nicio autoritate. Brahmanii știu să accepte autorități. De ce? Pentru că ei sunt înțelepți din firea lor și ei sunt în căutarea cunoașterii, în căutarea înțelepciunii. Asta este caracterul lor. Prin urmare, imediat unde ei detectează înțelepciune, ei se supun și acceptă înțelepciunea. Înțelepciunea este ca apa care curge în jos. Apa nu curge în sus, apa curge în vale. În mod similar, înțelepciunea curge spre cei care sunt submisivi, cei care sunt umili, cei care sunt receptivi la cunoaștere. Și, prin urmare, deci, o persoană inteligentă, primul lucru este, cum noi spunem despre copii, copilul este cu minte. Da? În ce se manifestă cu mințenie? În abilitatea de a fi ascultător. Deci de a accepta autoritatea părintelui, autoritatea profesorului, educatorului și așa mai departe. Când suntem mai maturi, această abilitate se manifestă încă într-o calitate care se numește intellectual humility. Deci este smerenia intelectuală. Adică recunoașterea că eu pot să am o înțelegere eronată. Asta e o problemă cu care mă confrunt de zeci de ani, deci cu devotații începătoare. Firea să fie, deci ai prima rădăcină care trebuie să o dezrădăcinezi. Deci este, eu știu totul, lăsați-mă în pace. Deci, nu, dumneavoastră nu aveți dreptate, pentru că în acord cu legea morale, în acord cu valorile familiei mele, în acord cu educația mea, în acord cu karma mea, înțelegerea mea este respectivă. Who cares about your înțelegere? Deci tu ai venit într-o școală să înveți. Dacă ai venit aici să înveți, deschide mintea să înveți, pentru că tu ai venit să înveți, ți se oferă cunoaștere. Nu, 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 deci eu știu mai bine. Deci iată, problema asta de a ști mai bine, deci eu cunosc mai bine pentru că eu am experiență. Deci, așa am învățat la corporație, deci unde am învățat. Anyway, nu o să mă pornesc acum, dar ce vreau să spun, intellectual humility înseamnă o anumită deschidere. Deci avea o minte deschisă, o inteligență deschisă, receptivă la cunoaștere. Și a existat un milionar pe nume Ray Dalio, deci el a fost fondatorul celui mai mare hedge fund din lume. Și el a explicat care sunt diferențele dintre oamenii închiși la minte și cei deschiși la minte. Și el spune, deci oamenii cu mintea închisă tot timpul demonstrează tuturor că ei au dreptate. Deci ei se trezesc de dimineață și se gândesc, cui demonstrez acum că am dreptate? Da? Ei sunt super frustrați când cineva îi contrazice. Nu ascultă niciodată părerea altora și bineînțeles că ei nu pun întrebări. De ce să pun eu întrebări când eu deja totul știu? Și există acea zicătoare care spune mai bine să fii 2 secunde prost și după aia o viață întreagă inteligent decât să te consideri inteligent și o viață întreagă rămâi prost. De ce? Pentru că nu știi să pui o întrebare. Trebuie să ai o anumită smerenie intelectuală pentru a avea abilitatea de a pune întrebări, de a întreba lucruri, de a preciza lucruri, de a specifica lucruri. Da? Și când cineva nu pune întrebări, e un semn al minte închisă. Oamenii deschiși la minte știu foarte bine că s-ar putea să se înșele, deci ei, ok, pot să greșesc, corectați-mă, ascultă mai mult decât vorbesc, până la urmă avem o singură gură și 2 urechi, aia înseamnă că de 2 ori mai mult trebuie să ascultăm decât să vorbim. Caută să înțeleagă argumentele interlocutorului, știu când să pună întrebări și știu când să facă afirmații. Deci asta este o trăsătură unei persoane cu o minte deschisă. Bun, mai departe, abilitatea de a asculta interlocutorul fără a-l întrerupe. Oamenii în modul pasiv niciodată nu te ascultă. Deci încerci să spui ceva, ei te întrerup deja din start. Ei vor să povestească, ei nu vor să asculte. Deci e o calitate importantă. Deci trebuie să învățăm să ascultăm. Abilitatea de a înțelege punctul de vedere al interlocutorului, da? Și aici avem ceea ce se numește needs, interests, concerns and expectations, adică
Trebuie să înțelegi nevoile, trebuie să înțelegi interesele, trebuie să înțelegi îngrijorările persoanelor cu care interacționezi și așteptările lor. Asta e baza comunicării. Iată, am făcut parte din ISKCON Communications, asta era tatăl nostru. Deci, întotdeauna Anutam apropo, deci el ne spunea NICE, deci ceea ce înseamnă N-E-A-C-A, deci e Needs, Interests, Concerns and Expectations. Bun, încă o trăsătură al inteligenței este memoria ascuțită, care, din păcate, în zilele de astăzi este complet distrusă de iarbă la tineret, complet distrusă de sexul ilicit pe care tineretul deja îl practică începând, nu știu, cu 10-11 ani. Deci la 13-14 ani au avut sex cu oricine, cu orice, și din cauza asta, în acord cu vedele, energie vitală este irosită, este risipită aiurea, și acea semânță care, cum vedele spun, pentru a produce un gram de semânță trebuie să investești 100 de grame de sânge, semânța respectivă, când este conținută în corp, ea hrănește țesutele subtile al creierului, când este irosită aiurea, deci omul, tradiția yoghină care vorbește despre brahmacharya, povestește, omul își pierde memoria, își pierde vitalitatea, își pierde inteligența, abilitatea de a rămâne concentrați. Și e o problemă. Deci e o problemă în zilele de astăzi, această problemă de lipsă de memorie, lipsă de abilitate de a rămâne concentrat, focusat. Bun, a cincea trăsătură este abilitatea de a argumenta logic propria opinie. Uneori devenim foarte emoționali și vrem să urlăm, da? Dar nu urla, calmează-te. Deci spune calm ce vrei să spui. Nu, trebuie să ne înroșim, trebuie să iasă fum din urechi. Deci toate lucrurile astea vorbesc că inteligența noastră emoțională nu este foarte dezvoltată. Abilitatea de a nu te supăra când ești corectat și de a nu rămâne atașat de concepțiile tale eronate, tot este un semn al inteligenței. Înțelepciune, experiență realizată prin practică și în final avem viveca. Viveca înseamnă discernământul, deci cum am spus, abilitatea de a vedea diferența dintre lucrurile corecte, greșite, aproape corecte, aproape greșite. Și în final se spune că funcția adevărată a inteligenței este să realizăm că există lucruri dincolo de inteligență. Și asta de fapt face parte din viveca, dar o să auzim despre acest aspect în contextul sensului mai subtil al acestei opulențe. În Jaiva Dharma, un tratat vedic, în capitolul 3, Bhaktivinoda Thakur vorbește despre două tipuri de inteligență din punct de vedere spiritual. Și el spune, există inteligența care se numește Anudita Viveka, adică cei ale căror inteligență spirituală încă este adormită. Aceste persoane, chiar dacă încep să studieze scripturile vedice, problema lor este că ei percep doar sensul exterior al mesajului, care se numește stula darshi, adică sensul grosier, sensul direct. Ei nu văd din spate alte nuanțe, alte înțelepciuni, alte metafore, alegorii, deci care sunt prezentate în textul respectiv. Și Bhaktivinoda Thakur descrie că asemenea persoane foarte rapid devin atrași de diferite ritualuri religioase, mecanice, sau ei devin fascinați de diferite concepții pseudo-spirituale, învățături superficiale, magie, mai știu, deci, practicile șamanice, tot felul de lucruri de acest gen, care în esența lor, la origine, poate au ceva spiritual, deci au acolo o semință, dar cel mai deseori e comerce, deci s-a făcut, lucrurile s-au pus pe bandă rulantă doar pentru a face bani din aceste practici. Dar oamenii gândesc că, deci, I'm not religious, I'm spiritual. De ce? Pentru că fumez ayahuasca, sau cum se numește ea. Deci, da, deci de-aia eu sunt spiritual. Da? Ok, succese. Bun. Și Bhagavad Gita descrie două tipuri de inteligență care fac parte din Anudita Viveka, adică Tamasika Buddhi și Rajasika Buddhi. Inteligența în modul pasiunii și în modul ignoranței. Și Krishna descrie, îi spune,
Acea înțelegere care sub influența iluziei și a întunericului consideră adharma, drept dharma, nu o să intru acum în ce este dharma, ce este adharma, e un subiect aparte, adică ce este bine, ce este rău, hai să spunem așa, ce este armonios, ce este nearmonios. Iar dharma, drept adharma, și ale cărei eforturi se îndreaptă mereu pe calea greșită, ține de modul ignoranței. Deci omul Bhaktivinoda Madhava Maharaj, un discipol de al Srila Prabhupada, el povestea că ei când în anii 70 ei aveau, se numea Bhaktivinoda Bus Party. Deci ei aveau grupul ăla de devotați care aveau cam vreo 20 de camioane și încă vreo 15 mașini mai simple. Și iată, ei honerau în toată America și distribuiau cărți. Deci erau autobuze din ele, autocaruri pline, bucșite cu cărți. Și spunea, noi aveam un bucătar care confunda sarea cu zahărul și aveam un șofer pe care noi îl numeam Wrong Way Gopal. Pentru că el întotdeauna întorcea pe cale greșită. Deci el lua traseul greșit. Și când deja, who is driving the wrong way, Gopal? Ok, we'll chant 64 rounds today. Deci astăzi cântăm 64 de runde de meditație, pentru că cu siguranță 2-3 ore vor fi extra de conducere. Și Rajasika Buddhi, adică inteligența, modul pasiunii, Krishna descrie. Și înțelegere care nu poate discerne între dharma și adharma, între activitatea ce trebuie făcută și cea care nu trebuie făcută, ține de modul pasiunii. Acum să vorbim despre Udita Viveka, adică cei ale căror inteligență este trezită, despre inteligența spirituală. Știm cu toții, deci există diferite tipuri de inteligență în acord cu psihologii moderni. Deci ei spun că există inteligență lingvistică, când cineva învață limbile foarte rapid, inteligență logică, inteligență interpersonală, când știi cum să comunici cu oamenii, știi cum să construiești relații corecte, inteligență muzicală, inteligență emoțională, inteligență existențială, știi cum să trăiești, da? Inteligență matematică, inteligență, știi? Pentru că uneori, da, deci capul tău este ca capul lui Einstein, dar în viața ta zi de zi faci doar tupeuri și greșeli. De ce? Dacă ai o inteligență matematică, nu neapărat înseamnă că o să ai și o inteligență existențială. Dar, iarăși, în funcție de karma noastră, deci noi avem diferite tipuri de inteligență, una mai proeminentă decât alta. Și, de asemenea, avem inteligența spirituală. Da? Cum se spune aici, este inteligența udita viveca, deci inteligența trezită. De obicei, deși este un lucru rar, dar de obicei această inteligență spirituală este dezvoltată sub ghidarea maestrului spiritual. La fel cum inteligența materială este la început dezvoltată sub ghidarea părinților, datorită educației pe care o primim de la părinții noștri, după aceea de la frații noștri, de la profesorii noștri de la școală și așa mai departe. În mod similar, inteligența spirituală se dezvoltă sub ghidarea maestrului spiritual. Și avem o descriere al acestei inteligențe, că este o dimensiune superioară a inteligenței care activează calitățile sufletului. Sub forma înțelepciunii, sub forma compasiunii, sub forma iubirii, sub forma integrității caracterului, adică puterii de caracter, abilității de a te confrunta cu austeritatea, de a face austerități. Asta toate vin prin educația de la maestru spiritual, nu? Nu cum băieții noștri, deci uneori când mergem la, nu știu, să ne scăldăm uneori, deci au băgat piciorul stâng, deci degetul mare de la piciorul stâng l-au băgat în apă. E rece, scuzați-mă, eu nu fac baie, da? Deci și trebuie să ai un anumit caracter, deci pentru a face austerități. Deci tapas este o calitate braminică. Ea se cultivă sub ghidarea maestrului spiritual. Pacea interioară, de asemenea, deci este o trăsătură al inteligenței spirituale. Și creativitatea, de asemenea, este o trăsătură a inteligenței spirituale. Avem și alte elemente importante al inteligenței spirituale, de exemplu, înțelegerea că lumea materială este plină de suferință. Și Patanjali Muni, înțeleptul Patanjali, spune în Yoga Sutra, deci el zice, Dukham eva sarvam vivekinaha.
pentru cei cu discernământ, cei ale căror inteligență spirituală a fost trezită, totul este dureros. Ei nu sunt cinici, da? Ei nu sunt pesimiști, dar ei înțeleg natura lumii materiale. Natura materială este o închisoare. Ce vrei să aștepți, ce aștepți de la ea? Că avem un război în țară vecină. Ce aștepți de la natura materială în afară de naștere, bătrânețe, boală și moarte? Da? Toate fanteziile noastre despre că mâine o să fie mai bine este doar o influență al maiei, al energiei iluzorii. De ce? Ducam Eva Sarvam Vivekinaha. Pentru cei cu discernământ totul este dureros, prin urmare el își caută de treabă. El avansează spiritual. El n-are speranța aia că stai că manipulezi eu natura materială sau cumva fac niște practici spirituale, modific karma și mă bucur aici în închisoarea lumii materiale. Da? Închisoarea rămâne închisoare chiar dacă în celulă ai televizor sau ai covor pe jos. E tot închisoare. Ei de asemenea posedă calitatea care se numește Hamsa, o calitate interesantă descrisă în mitologia vedică, care spune că există o pasăre mistică pe nume Hamsa, un gen de lebădă, despre care se spune că are abilitatea de a separa într-o mixtură dintre lapte și apă, ei separă laptele. Și în mod similar, deci Hamsa, uneori se spune Paramahamsa, adică sufletele mari, sufletele transcendentale, ei extrag esența dintre lucruri, ei nu se concentrează pe formă, ei extrag esența, deci ei văd, ei, religia care este un cuvânt super nepopular astăzi, ei extrag esența, spiritualitatea din ea. Deci, ei extrag esența din scripturi, deci nu se bazează pe forma lor, deci dintr-o practică spirituală ei extrag esența mai mult. Sau comentatorii la Yoga Sutra dau exemplul cu femeile de la țară, care, cum se manifestă viveca sau discernământul lor, ei aruncă păstaia și păstrează boabile. Și în India am văzut, sunt niște tave făcute din niște paie și atunci ei pun niște orez, de exemplu, deci au nevoie de orez. Și atunci ei îl aruncă în sus și vântul suflă coaja orezului. Nu? Păstaia, deci, este suflată și rămân doar boabile. Și acest proces se numește viveca sau procesul de Hamsa, procesul de a discerne dintre lucrurile esențiale și coaja, lucrurile superficiale. Bun, și oamenii cu inteligență spirituală, ei posedă inteligență în modul bunătății pe care Krishna o descrie aici. El spune, acea înțelegere prin care cineva cunoaște ceea ce se cuvine, ceea ce nu se cuvine să fie îndeplinit, ceea ce este și ceea ce nu este de temut, ce este legare și ce este liberare, se află în modul bunătății. Deci, pravritim cea, nivritim cea, versetul spune, ceea ce se cuvine, ceea ce nu se cuvine, să fie îndeplinit. Deci, care sunt lucrurile corecte, benefice pentru sufletul meu, care nu sunt lucrurile benefice pentru sufletul meu. Care bavad baie, deci ceea ce este și ceea ce nu este de temut. Cine și aduce aminte care este cea mai mare frică al unui transcendentalist? Prabhupada descrie lucrul ăsta, cred că în Bhagavad Gita și în știința realizării sinelui, dacă nu mă înșel. Avem 3 mâini ridicate. Bun, Karuna Krishna. Să uite de divinitate și de practică spirituală. Să uite de divinitate și de practica spirituală. Foarte bine, Shyama Sundar. Să se nască înapoi în această lume. Mm-hmm. Foarte bine, Balkrishna. Să-și irosească timpul. Să-și irosească timpul. Da. Irosirea timpului, uitarea divinității, smartayam satatam vishnur, vismartayam najatucit și frica, deci aceste două lucruri cu siguranță duc la efectul pe care îl descrie Shyama Sundara. La o nouă naștere în ciclul de naștere și de moarte. Prabhupada spunea, cea mai mare frică al unui transcendentalist este uitarea divinității care se manifestă prin pierderea timpului și frica față de o următoare naștere în ciclul de naștere și de moarte. Nu? De aceea, noi deseori punem întrebarea cine am fost în viața trecută? Cu siguranță o regină, sau eu, cu siguranță un rege, un prinț, da? Undeva, da? O prințesă. Deci, cam. Și astrologii
lipsiți de simț, cam vă toarnă pe urechi anume lucruri de acest gen. Tu ai fost o prințesă, deci tu ai calități, sau ai fost un mare yogin în viața anterioară, bla, bla, bla. Lucruri din astea. Nimeni nu-ți spune că ai fost o muță care a suferit pe la tomberoane, deci un câine sau un purceluș mizerabil, deci undeva în India, nimeni nu-ți povestește lucruri din astea, dar că ai fost o regină cu siguranță, pentru că e comercial. Dar noi trebuie să fim în primul rând preocupați nu cu problema cine am fost în viața anterioară, noi trebuie să fim preocupați cu problema cine o să fim în viața viitoare. Da? Și un transcendentalist, un spiritualist adevărat, el își pune problema. Eu nu vreau să mă mai nasc din nou în lumea materială, eu vreau să mă întorc înapoi în cerul spiritual de unde am picat cândva în această lume. Eu vreau să mă întorc în casa mea originală. Deci Acarya Baha Bahe, deci ce înseamnă? Că ei știu de ce trebuie să te temi. Cum se spune în versetul respectiv, este un semn al inteligenței. Și Bandana Moksha Cha Yaveti, ei știu ce este legarea și ce este liberarea. Deci ei știu activitatea respectivă generează reacții karmice, activitatea respectivă generează reacții vikarmice, karma foarte proastă. Sau activitatea respectivă se încadrează în akarma. Ea nu generează karma deloc. Deci știu care sunt diferența dintre aceste trei tipuri de karma. Iarăși, nu o să intrăm acum în subiect. Vă invit pe musafirii noștri care ați auzit prima oară despre acest concept. Vă invit la lecțiile centrului nostru și o să mai vorbim despre ele. Dar karma tot e un subiect foarte complicat. Deci este karma, akarma, vikarma. Sunt diferite tipuri de karma. Și discernământul sau viveca, adică buddhi, Krishna spune, eu sunt inteligența, se manifestă încă într-o calitate foarte importantă, între înțelegerea dintre ceea ce numim noi preas și shreas. Deci preas înseamnă binele sau plăcerile instantanee. Vreau acum să mănânc, vreau acum să mă bucur, vreau acum corpul meu să fie fericit. Da? Dar problema este că odată cu sfârșitul acestui corp, tu pierzi aceste lucruri. Pe când shreyas înseamnă binele îndepărtat. Și maestrul meu spiritual de exemplu, deci cu un copil care vrea să se joace tot timpul și mama îi spune, nu, fă lecțiile. Nu că vreau să mă joc, nu fă lecțiile pentru că în viitor acest lucru o să-ți ajute în viață, o să ai o carieră, o să ai o viață bună. Și copilul se gândește, ce carieră, ce viață, deci eu acum vreau să mă joc, da? Prietenii mei acum joacă fotbal în curte, deci eu vreau să mă joc cu ei. Asta era încă înainte de era telefonilor, apropo. Deci acum cu telefoane, cu calculatoare, alte. Vreau să mă joc în Counter-Strike sau alte lucruri de acest gen. Știți voi mai bine. Dar părintele insistă, nu, tu trebuie să înveți. Pentru că în viitor acest lucru o să-ți aducă un bine. Și asta este diferența dintre preas și shreas. Țineți minte, copilul cu bomboana, care a mâncat-o imediat, aia era preas. Acum mă bucur. Nu mă interesează în viitor. Nu mă interesează acele bomboane care vin în 15 minute. Poate vin, poate nu. Dar au fost copii care aveau inteligență shreas. Deci ei s-au gândit mai bine sacrific o bomboană și primesc 3 în schimb. Și în final shreas înseamnă binele îndepărtat, bucuria eliberării spirituale. Deci un transcendentalist, el investește energia vieții sale în stăpânirea simțurilor ca să atingă eliberarea, să atingă ananda, beatitudinea spirituală. Pe când o persoană care nu are aceste abilități își gratifică simțurile acum, își distruge viața acum și în viața viitoare suferă din nou. Și avem un exemplu foarte frumos descris în acest verset în care se spune un geolog expert înțelege unde există minereul de aur și știe cum să-l extragă prin diverse procese. În mod similar, o persoană instruită de un maestru spiritual în cunoaștere transcendentală înțelege existența în interiorul inimii a sufletului și a divinității și prin cultivarea ulterioară a practicii spirituale, adică shreyas, el își dedică viața acestei cultivări, el atinge realizarea adevărată al adevărului absolut. Buddhi, inteligența, este un dar. Deci, pentru cei care duc un stil de viață materialist, inteligența lor este generată de karma.
Pentru o persoană care duce un stil de viață spiritual, inteligența lor, spirituală mai ales, este generată sau oferită de persoana supremă a divinității și Krishna spune acest verset în Bhagavad Gita, Tisham Sadata Yuktanam Bajatam Priti Purvakam Dadami Budi Yogam Tam Yenamam Upayantite. El spune, acelora ce se dedică necontinuit serviciului devoțional mie, cu dragoste, eu le dau înțelegere prin care ei se poate veni la mine. Țineți minte acel episod când domnul Chaitanya călătorea prin India de Sud și a văzut un brahmana care ținea Bhagavad Gita invers. Cartea o ținea invers și plângea deasupra cărții. Și domnul Chaitanya îl întreabă, și ceilalți brahmani râdeau de el. Deci, uitați-vă la nebunul ăsta de brahman care este născut într-o familie de intelectuali, dar nici măcar nu știe să citească. Și domnul Chaitanya a devenit foarte curios, s-a apropiat de el și îl întreabă, dragul meu, tu de ce ții Bhagavad Gita invers? Păi nu știu să citesc. Și de ce plângi? Plâng pentru că sunt uimit de faptul că Krishna, Suprema Personalitate a Divinității, a devenit vizitiul devotatului său. Deci în Bhagavad Gita asta, așa începe Bhagavad Gita. Krishna se pune în poziție de servitor al devotaților săi. El avea bhava, el avea iubirea divină, cel devotat. Și această iubire divină este un semn al inteligenței spirituale trezite. Deci, în ciuda lipsei de educație materială, el avea o inteligență spirituală. Și această inteligență, în formă dorniciei de a atinge perfecțiunea spirituală, de a atinge iubirea divină, vine de la Krishna. Prabhupada încheie această descriere în comentariul său, spune, nu se poate face nimic fără inteligență. Iar Krishna spune că el este rădăcina întregii inteligențe. Fără a fi inteligent, omul nu-l poate înțelege pe Krishna, Suprema Personalitate a Divinității. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Asta a fost prima parte al prezentării de astăzi. O să avem o pauză de 10 minute, deci la 6 și 5 ne reîntoarcem înapoi și continuăm discuția. Mai sunt încă câteva calități pe care o să le discutăm astăzi și încheiem această serie din patru versete descrise în capitolul 7. Vă mulțumesc foarte mult! Bine, începem partea a doua, deci al discuției de astăzi. Este lecția a treia din cadrul seminarului Opulențele Absolutului, Misterul Bhagavad Gita, și noi continuăm să studiem versetul 10 din capitolul 7 al Bhagavad Gita, în care Krishna vorbește despre opulențele sale, despre calitățile sale tatasa lakshana sau secundare, spunând bijamam sarva bhutanam vidiparta sanatanam buddhir buddhimatam ami tejast jasvinam aham. Eu sunt sămânța originară a tuturor existențelor, inteligența celor inteligenți și vitejia celor puternice. Deci noi am discutat în prima parte, am vorbit despre ce este bijamam sarva bhutanam, ce înseamnă acest concept. Eu sunt sămânța originară al lucrurilor și am vorbit despre inteligență, diferite tipuri de inteligență, inteligența spirituală, am vorbit cum inteligența materială este generată de karma, inteligența spirituală este generată de însuși Divinitatea Supremă, sub ghidarea Maestrului Spiritual. Și am vorbit de asemenea despre diferite tipuri de bija sau diferite semințe care de fapt reprezintă un anumit plan în spatele oricărui obiect și în mod similar în spatele avansului nostru spiritual există intenția sau planul Maestrului Spiritual de a ne oferi nouă o anumită educație sau cunoaștere care se manifestă în formă de credință, în formă de înțelepciune, în formă de statornicie și kripa care este grația sau mila Maestrului Spiritual. Bine, deci acestea au fost 11 exemple. Acum venim la exemplul al 12-lea și Krishna spune, deci el zice Tejas Tejasvinam Aham, eu, Krishna, sunt vitejia celor curajoși. Și la început o să analizăm sensul direct al acestei opulențe și la Prabhupada descrie în comentariul său, el spune orice curaj vine de la Divinitatea Supremă
Și ca definiție, deci avem aici o definiție al curajului, ce este curaj. Deci curaj, de asemenea, cunoscut sub numele de vitejie, voință și cutezanță, este abilitatea de a te confrunta cu frica, durere, risc, pericol, incertitudine sau intimitate. Și avem curaj fizic, curajul în fața durerii fizice, greutăți, moarte sau amenințării morții, în timp ce curaj moral este capacitatea de a acționa în mod întemeiat în fața opoziției populare, rușine, scandal sau descurajare. Deci trebuie să ai curaj să mergi mai departe înainte atunci când ești descurajat. Mie îmi place foarte mult o mică parabolă care m-a pus pe picioare deseori în viața mea, deci cumva să rămân curajos și să meargă mai departe înainte. Este povestea aia despre situația în care era odată un grup de broscuțe care se plimbau împreună și la un moment dat toate au căzut într-o oală cu lapte. Și broscuțele imediat s-au împărțit în două categorii. Deci prima categorie de broscuțe erau broscuțele pesimiste. Câteva broscuțe au rămas la suprafața oalei. Deci ele erau sus, se aflau sus. Și prima categorie de broscuțe, deci ele au cedat imediat. Pentru că am picat într-o oală, noi nu putem să sărim, deci nu putem să ieșim de aici. Prin urmare, deci oricum suntem moarte deja, murim. Și una după alta, foarte rapid, fără a lupta în continuare, deci ele au murit. A rămas doar o singură broscuță, care continua să dea din picioarușile sale, deci continua să lupte. Și broscuțele de sus, inteligente, tot spuneau că cedează odată, deci îți pierzi timpul. Nu? Oricum n-o să reușești, oricum o să te neci la fel cum s-au necat și celelalte broscuțe. Dar broscuța noastră curajoasă, ea continua cu cât mai multe sfaturi de acest gen ea primea, cu atât mai multe ea continua să dea din piciorușile sale. Și la un moment dat s-a întâmplat că laptele a devenit bătut, grăsimea laptelui s-a ridicat la suprafață. Și atunci broscuța s-a împins de stratul acel gras al laptelui și a ieșit din oala respectivă. Și broscuțele care se aflau, care erau un gen de cheerleaders, de la negativiști negri, deci o întreabă pe broscuța noastră, o întreabă, noi tot timpul am urlat la tine că cedează și tu tot nu ne-ai ascultat. Spune-ne, te rog, de ce nu ne-ai ascultat și ai mers în continuare? Și broscuța cumva s-a uitat la el și spune, scuze, eu sunt surdă, deci n-am auzit ce a spus, dar vă mulțumesc foarte mult pentru încurajare. Și asta înseamnă curajul, deci în ciuda opiniei populare despre tine, curajul în ciuda complexelor tale pe care tu le ai din punct de vedere karmic, deci incertitudinile noastre, deci gândirea negativistă despre noi înșine care ne stoarce de energie, rușinea și alte lucruri de acest gen care sunt un rezultat, încă o dată repet, al samskarurilor din viețile anterioare, din viețile trecute. Cineva este în spate care face glăgei, te rog să-l rogi să înceteze. Și curajul este opusul timidității sau opusul lașității. Vrea cineva să împărtășească poate o mică situație când ei au manifestat puțin curaj, deci când a fost o situație mai dificilă și ei au fost curajoși, deci sau și-au exprimat curajul său și-au manifestat o calitate de curaj. Deci, știu, e ceva intim, dar poate cineva are, da? Traduc Sundar, ia microfonul, te rog. Dar numai nu povestiri din astea, băieții de obicei, am văzut odată cineva s-a legat de o fată, m-am vrut, i-am dat un pumn. Deci, fără din astea, ok? Pentru că sunt convins că o să povestească ceva din gentil. Eu am început să studiez muzică la 11 ani și am vrut să cânt. Eu am venit intenționat să cânt, eu n-am vrut să cânt la instrument și mie mi s-a zis că cântatul e costisitor
pianul e prea târziu, du-te la instrument care nimeni nu, mai puțin studenți sunt. Și mie permanent îmi era greu. Eu sunt o persoană care nu prinde foarte bine informația. Eu prind mai greu, dar am nevoie să lucrez. Și eu n-am fost printre primii niciodată. Și după m-am mutat la un liceu profesional de muzică, la care tot eu am repetat o clasă ca să încerc cumva să fiu cu cei care sunt colegii mei la violoncel. Și tot eu eram permanent în urmă, mi s-au scăzut foarte mult notele, că nu eram și ultimul, și eu tot mergeam. Eu am vrut să-mi schimb instrumentul, profesorii, școala, și tot mergeam, am avut persoane care mă încurajau, de exemplu, mama mea era persoana care permanent îmi zicea, nu, tot o să fie bine, și permanent mă încuraja și ziceam, nu fac asta, nu vreau, de tot mergeam. Și mă duceam și ultimul pas care era cel mai curajos a fost atunci când în clasa 12-a, în semestru 2, am decis vreau să fac muzică. Și am avut doar un semestru ca să mă pregătesc și București pentru mine era ceva wow. Deci, și am avut o profesoară care era un fel de antrenorul meu la calitățile pe care le-am avut, pentru că ea mi-a dat un program foarte copilăresc și eu n-am avut șanse să intru cu ei. Și ea îmi zicea, tu nu o să poți intra. Și am avut alți profesori care, am avut o profesoară care îmi zicea, uite, tu ești frumușică, poate reușești să nu lucrezi, să ai un soț bogat și poate nu e nevoie să faci muzică. Și atunci am zis, nu, eu fac tot ce pot acum și am intrat la București. Și... O rundă de aplauze. Oricum e un aranjament divin, pentru că când ascult înregistrările care le-am trimis aici la București, am spus, nu, asta nu eram eu, așa ceva nu puteam să fac, așa că eu știu de ce și cine m-a ajutat să vin aici. Bravo ție. Mai vrea cineva? Toți sunt timizi? Da, te rog. Bună seara, mă numesc Adrian și un exemplu de curaj pe care vi-l pot spune ar fi o schimbare de carieră. După 3-4 ani de activitate în bucătărie, am ales să renunț la jobul pe care l-aveam pentru șansa de a face ceva cu totul diferit. Și asta pentru că am realizat poate... Navânare, Adrian a fost bucătar 3 ani, bine? Scuze. Și asta pentru că am realizat poate cam târziu că nu pot să ating anumite țeluri ale mele cu meseria pe care o am. Bine, mulțumim foarte mult, Adrian. Mai vrea cineva? Bun, da, poftim. Ok, e o provocare pentru mine să vorbesc la microfon. Necesită curaj. Da. Cred că simt, de fapt, că cea mai mare dovadă de curaj față de sinele meu a fost când mi s-a propus să lucrez cu primul copil cu inspectorul autist. Iar eu la vremea respectivă eram studentă în anul întâi la psihologie și nu mai interacționasem cu copii cu autism. Știam lucruri teoretic, însă simțeam că e locul meu acolo. Și când am intrat prima dată în contact și m-am conectat cu acel băiețel, mi-am simțit inima acolo, am simțit că am multe de oferit, că și copilul acela avea foarte, foarte mult de oferit și era foarte conectat cu cerul. Și de atunci lucrez cu copii cu autism și asta a fost acum aproape 10 ani. Și mă bucur foarte mult și sunt recunoscătoare că nu am renunțat și că am spus da. Mulțumim foarte mult! Mai am și eu un exemplu și vreau să zic că curajul nu e neapărat
manifestat doar la evenimente foarte mari, ci chiar și activități sau evenimente mici tot necesită curaj, o doză de curaj. Și la mine ce mi-a venit acum aminte era la lacul Mori este o promenadă și la capătul promenadei este un hergelea, cai, sunt cai acolo. Și eu când am fugit am văzut cai acolo și mie îmi plac cai. Doar că e într-o curte care nu e amenajat, n-am văzut oameni și eu am vrut să merg acolo, dar prima dată n-am mers, că nu cunoșteam locul. Și a doua oară, tot așa, nu părea siguranță, nu vedeam nimic. Și am ajuns până la poartă și acolo mi-am făcut curajul să pășesc, fiindcă mi-e frică de câini. Câini de la curte, câini de pe stradă, nu știi ce se întâmplă și nu prea am experiențe necesare cum să situez conflictul acela între mine și câini, dar cai erau acolo și erau foarte mulți cai drăguți. Și am făcut curaj ca să merg acolo încet, încet, până am ajuns la ei și am observat că, de fapt, nu e un câine pe acolo, nu trăiește un câine acolo. Și tot a fost foarte intens această activitate, sau cum să zic, această experiență. Deci ți-ai depășit frica? Da. Ai crescut. Mulțumim foarte mult, Suzie. Bun, un exemplu clasic pe care n-o să intru în amănunte este exemplul lui Jatayu. Deci îl vedeam, este exemplu descris în Ramayana. Jatayu era un vultur. Era un vultur mistic, nu era un vultur obișnuit, evident. Și în momentul în care demonul Ravana o răpește pe Sita Devi, care era personificarea zeiței prosperității sau al abundenței, în acel moment Jatayu a avut o alegere. Alegerea lui era foarte interesantă. El deja era în vârstă, el deja era foarte bătrân și probabil mai avea de trăit poate 2 sau 3 ani. Până la momentul respectiv el a trăit sute și sute de ani. Și Jatayu avea acea alegere. Eu îmi trăiesc ultimii 2-3 ani ca un loser care n-a făcut nimic în momentul în care Sita Devi a fost răpită de demonul Ravana. Sau, evident, eu o să mor în această luptă, pentru că Ravana era un yogin mistic, un demon cu puteri foarte, foarte mari. Și el, în final, și-a făcut alegerea. El a luptat cum a putut. Există mai multe poze în care se arată cum aripa lui Jatayu a fost decupată, a fost tăiată. Și în final, când domnul Ramachandra împreună cu Lakshman l-au găsit pe Jatayu, Jatayu le-a povestit ce s-a întâmplat. Și domnul Ramachandra atunci singur cu mâinile sale, deci Jatayu a murit în mâinile domnului Ramachandra și el a spus că acesta a fost serviciul pe care eu ți l-am dedicat ție. Deci, asta a fost cel mai mare curaj. Și Ramayana descrie anume acest exemplu ca un exemplu al unui mare, mare curaj. Bun. Să vorbim acum despre sensul mai subtil al acestei opulențe din punct de vedere spiritual. Avem nevoie de curaj în domeniul vieții noastre materiale. Deci, ați povestit, ați dat exemple. Deci, avem nevoie la nivel de activități mici, avem nevoie de curaj la nivel de cariera noastră, la nivel de dezvoltarea noastră personală, interioară. Dar avem nevoie de asemenea de curaj din punct de vedere al avansul nostru spiritual, pentru că când începem o cale spirituală, ajungem la un moment dat, la un punct în care, cum ai fi plecat cu barca, de exemplu, ai fi plecat cu o corabie, tu nu vezi malul de la care ai plecat, nu vezi portul din care ai plecat, dar nu vezi și destinația la care vrei să ajungi. Sau eu am avut niște experiențe când ajutam bunelul meu să curățim fântâna cu apă. Și vreau să spun, e un lucru foarte groaznic și de obicei pe noi, pe mine și pe verul meu, deci pe noi ne băgau în fântână să curățăm pentru că noi eram mai micuți, deci noi eram mai mici. Și senzație foarte, foarte, adică trebuie să ai curaj ca să fie dat jos cu o frânghie, cu ajutorul unei frânghii. Și în momentul ăla când te uiți în sus,
ți-i groaznic, deci, pentru că deja e o înălțime foarte mare și după aia te uși în jos și acolo tot este o înălțime foarte mare. Și ăsta este exact punctul în care poți să te panichezi. Deci poți să începi să urle, scoteți-mă înapoi. Și atât, în mod similar, în viața noastră spirituală, uneori există acel punct când tu te-ai dezlegat de atașamentele tale materiale, poate s-au slăbit puțin relațiile cu rudele tale care nu neapărat te înțeleg, nu înțeleg stilul tău de viață vegetarian, nu înțeleg stilul tău de viață puțin mai retras de la toate bucuriile vieții materiale și în același timp tu încă n-ai dezvoltat un gust profund față de viața spirituală, față de sadhana ta zilnică, de a încanta mantre, de a studia scripturile vedice, tu încă nu ești foarte ferm stabilit în jurămintele tale de a urma un anumit stil de viață spiritual și în acel moment începe o anumită panică. Și aici avem nevoie de curaj spiritual pentru a merge mai departe, pentru a ne continua calea și de a nu ne întoarce înapoi, pentru că o să fim foarte dezamăgiți. Și există o calitate spirituală foarte importantă care necesită să fie dezvoltată. Această calitate în sanscrită sună ca abhaya. Abhaya înseamnă lipsă de frică, deci fearless în engleză. Da? Trebuie să fii lipsit de frică, trebuie să ai acel curaj spiritual care de asemenea vine din asocierea cu maestru spiritual, vine din asocierea de satsanga cu persoanele spirituale. Și am un articol foarte frumos care a fost scris de un mare maestru spiritual, un frate spiritual al lui Bhaktivedanta Swami și la Prabhupada, pe nume Bhakti Rakshak și Dardev Goswami. Și el explică exact niște momente subtile cu care ne confruntăm noi în avansul nostru spiritual, care necesită un curaj spiritual. Eu o să citesc niște pasaje și o să le explic. Deci el începe articolul respectiv spunând: credința este singurul capital cu ajutorul căruia ne putem face călătoria noastră spre infinit. Călătoria noastră spre infinit va trece prin trei stadii. Va fi stadiul primar, stadiul de mijloc și stadiul perfecțiunii. Deci noi putem, în scripturile vedice, aceste trei stadii sunt descrise ca stadiul de kanishta. Nishta înseamnă credință, ka înseamnă nishta sau credință instabilă. Credința noastră oscilantă. Cred că ați avut senzația. Deci astăzi sunt și mâine, deci am tot felul de dubii, da? Și poi mâine iarăși. Nu, totul. Aceasta este o cale autentică. Răspoi mâine ne-am asociat cu cineva, dar poate e ceva greșit, poate e ceva inventat. Asta se numește kanishta, adică starea în care noi oscilăm în credința noastră. După aia avem stadiul care se numește madhyama. Este stadiul în care noi deja am obținut o anumită experiență și vedele spun, suntem cu un picior deja în domeniul transcendental, un picior încă în domeniul material. Vedele mai spun, acesta este stadiul în care devotatul își asumă responsabilitatea de guru, responsabilitatea de maestru spiritual. El încă n-a atins perfecțiunea, dar el are deja împuternicire, are suficientă putere de a ajuta pe ceilalți, de a ajuta mai ales pe cei care se află la stadiul începător de kanishta. Și în final avem stadiul de uttama. Uttama. Uttama înseamnă deasupra la tama, deasupra modului ignoranței. Este stadiul perfecțiunii spirituale, stadiul sfințeniei, da? Stadiul realizării adevărului absolut. Și iată, acest maestru spiritual îi spune că în stadiul primar, kanishta, noi cu toți avem acel entuziasm al începătorului. Iată, când abia ne-am căsătorit, deci soția noastră este cea mai frumoasă dintre toate femeile din univers. Soțul nostru este cel mai frumos băiat din tot universul. Asta este exact senzația pe care o aveam primele luni, corect? Poate, ok, tot respectul meu, deci unii dintre voi își mențin această stare de spirit, un lucru foarte frumos. Dar știm cu toții că viața ne arată, după luna de miere, viața ne arată anumite trăsături al soțului nostru, al soției noastre, pe care nu le cunoșteam, nu le știam. Și alegerea aia, când trebuie să o accept acum, cu toate bunele ei și cu toate relele ei, dar ea este soția mea, cum se spune, că în vest noi ne căsătorim cu cei pe care îi iubim, în est noi îi iubim pe cei cu care ne-am căsătorit. Deci deja
s-a făcut, trebuie să o iubești, trebuie să-l iubești. Și noi începem să vedem anumite defecte în partenerul nostru, da? Sau în prietenii noștri, în colegii noștri, în jobul nostru, care la început este foarte fascinant, un job nou, șeful de treabă, deci colegii super de treabă, după 2-3 luni lucrurile se schimbă drastic. Da? Știm cu toții aceste senzații. Și atât, în mod similar, noi când începem calea noastră spirituală, avansul nostru spiritual, totul este fascinant, totul este foarte nou. Cunoașterea spirituală este nouă. Cum a spus Sambandha, ia da să-mi scrii Sambandha, da? Da, Abideya, oh. Și cum a spus, deci, Om Namo Bhagavate, oh, vreau și eu mantra respectiv, vreau toate mantrele, vreau toate inițierile, deci vreau, tot vreau, da? Vreau toate vedele să le citesc, vreau un Kindle să am toate cărțile lui Srila Prabhupada, toate volumele de Srimad Bhagavatam. Și așa mai departe. Prasada Molde, mâncarea spirituală este ceva, wow, ce-ați presurat acolo, deci ce-ați spus în interior, că este mind-blowing. Da? Kirtanul este ceva din lumea transcendentală. Da? Colegii noștri de la Centrul de Studii Vedice, ei toți sunt sfinți. Ei toți au corpuri spirituale. Noi deja vedem cele patru brațe al corpurilor lor spirituale. Și perioada asta de fascinație care se numește pratyaksha, deci noi percepem spiritualitatea prin simțurile noastre. Și ați văzut cum este creată reclama. Reclama e bazată pe principiul nou. Deci pastă de dinți nou. iPhone 15 nou. Modelul mașinii nou. Da? De ce? Pentru că simțurile tot timpul vor ceva nou. Și atât, în practica noastră spirituală, noi ajungem la un moment când deja lucrurile nu ne se par noi. Am auzit melodia asta de 30 de ori. Am auzit cunoașterea respectivă de multe ori. Am mâncat sabjul ăsta cu panier deja de milioane de ori. Am auzit glumele pe care le spune Radha Govind ale lecției de 10 ori, deja le cunosc pe toate, le-am memorizat pe toate, deja, da? Și apare această, nu pot să găsesc cuvântul în limba română, e perioadă de săturare, deci de perioadă de sațietate, da, perioadă de sațietate. Și la început totul este foarte frumos, plin de speranță, noi avem încredere în noi, că uite, mai am 2 luni și devin devotat pur. Deci asta în anii 90, la lecții de ce se discutau în ashramul nostru unde trăiam noi, se discutau doar 2 probleme. Deci, cine este un devotat pur în comunitatea noastră și în cât timp voi atinge eu perfecțiunea spirituală. Deci cam asta erau preocupările noastre. El e devotat pur, deci gurul iubește, deci erau deja un gen de... Deci, el e devotat de treabă, dacă vrei să spui despre cineva că gurul iubește, gata, pum, ok, bun. Și în curând și gurul și pe mine o să mă iubească, în curând și eu o să devin un devotat pur, după 2-3 luni. Și iată, trec acele 2-3 luni și în loc a deveni perfecți, a deveni mai sfinți, a deveni mai realizați, noi vedem că din interiorul nostru, la suprafață, iese tot felul de demon de care... Wow, de unde, n-am știut, de unde-s băieții ăștia? Deci, eu mă gândeam sfânt înainte de a începe practica spirituală, înainte de a recita mantre, eu mă vedeam deja gata, suflet realizat. Dar încet, încet, datorită procesului, din interiorul meu la suprafață iese niște dinozauri că eu mă sperie. Deci, ei ce-au făcut ei cu mine? Deci asta este întrebarea. Și perioada asta este foarte similară cu perioada când ai lucrat în grădină o zi întreagă și după aceea ai intrat în duș, ai început să faci dușul și primele clipe al dușului când începe să, mai ales când te-ai dat cu săpun, începe să curgă acele șuvoaie negre de pe tine. Și dacă în momentul respectiv tu intri în panică și te îngrozești, de unde e mizeria asta? Sau... căminile noastre, deci până când nu faci curat, totul pare foarte curat în camera ta, așa e? Deci, management, băieții știu, deci, da? E curat. Mama, fă curat, uite cât de mizerie ai aici. Dar mama, e curat, care e problema? Începe să faci curat și o să vezi.
Și tu începi să faci curat, dai lucrurile la o parte, patul o dai la o parte. Aia era pentru mine asceza cea mai mare, să dai patul la o parte și să vezi tot praful ăla care e acolo sub pat. Da? Și până când nu faci curat, lucrurile par curate. Dar când începi să faci curățenie, vezi câtă mizerie se ascunde după rafturi, după pat, sub pat și așa mai departe. Iată, în mod similar. Când noi începem practica spirituală, lucrurile par frumoase, deci lucrurile par foarte fascinante. Avem o speranță că în curând și eu devin sfânt. Deci, yoghin realizat după 2-3 luni, pentru că am fost vegetarian 2-3 săptămâni. Wow. Dar încet, încet, simțurile noastre se... nu se revoltă, deci se satură, da? Se satură. Și la un moment dat, mintea noastră și ego-ul nostru începe să se revolte, pentru că noi suntem corectați uneori pe alocuri. Nouă ni se spune despre laturile noastre pe care noi am vrea să le ascundem undeva. Noi am început să le vedem și ne irită deja lucrurile astea. Și după aia când ți se mai spune că fii atent, ți-au crescut coarne. Da? Deci e un lucru foarte irritant. Da? Un lucru foarte irritant care ne supără foarte mult. Și atât în aceste momente vine mintea noastră, generează ideea, poate ar fi bine să cedezi, da? Poate ar fi bine să mă întorc înapoi acasă, poate ar fi bine să mă întorc înapoi la stilul meu de viață, în care eram, mă iubeau toți, colegii de la job mă iubeau, vecinii mă iubeau, toți mă iubeau, eu iubeam pe toți și acum nu știu ce s-a întâmplat cu mine, deci văd doar trăsături negre în toți, mă văd pe mine ca pe un demon, deci văd toate trăsăturile alea groaznice în mine pe care nu le-am văzut până acum. Și asta e problema, că noi, ele au fost acolo, au fost acoperite sub un strat de beton, de gratificare de simțuri și sub ghidarea maestrului spiritual, practicând viața spirituală, betonul ăsta este stricat, betonul ego-ului nostru este stricat, este zdrobit și noi vedem acolo în sufletul nostru, vedem lucruri pe care noi trebuie să le purificăm ca să descoperim tot potențialul sufletului nostru. Și atunci uneori avem tendința să cedem în acest moment, dar curajul spiritual este necesar ca să continui. Să nu te sperii și să continui, să faci curat în continuare și încet, încet o să, inima ta o să devină curat. Și Dar Maharaj descrie, el spune, adevăratele dificultăți încep atunci când ne dedicăm călătoriei în mod exclusiv, fără un alt obiectiv. Deci la început, we try it. Da? Noi încep, hai să încerc. Hai să încerc să fac mantra, hai să încerc să mă asociez cu ei. Deci, și până când noi suntem în mindset-ul ăsta, că noi încercăm, noi testăm lucrurile merg bine. Dar momentul în care tu ai decis, acum eu vreau să-mi dedic viața realizării spirituale, viața în serviciu maestrului spiritual, viața într-o practică profundă spirituală, acolo începe acea perioadă când ai început să te speli și toată mizeria aia apare pe suprafața corpului tău sau tu vezi mizeria de după pat, de după masă. Aceasta este perioada atât de achizițiilor tangibile și care sunt achizițiile tangibile. Tu te vezi pe tine as it is. Tu te vezi pe tine așa cum ești tu, fără măști, da? Fără spiritualitate superficială, fără pozitivitate toxică, da? Fără acea mască de people pleasing, da? al oamenilor. Tu vezi trăsăturile tale adevărate și asta e o achiziție foarte importantă. Deci e un asset foarte important cu care tu trebuie să lucrezi mai departe. Tu vezi punctele tale slabe, tu vezi și punctele tale puternice. Și Dar Maharaj spune, asta este etapa când noi începem să rectificăm eșecurile noastre spirituale. Deci perioada de madhyama este perioada când noi începem să lucrăm asupra eșecurilor noastre spirituale. La acest stadiu, asocierea cu devotații este de o importanță supremă. Atunci când intrăm în război, la început avem multe speranțe. Ne simțim încrezători. Dar adevăratul test este atunci când începe lupta adevărată. Când războiul se desfășoară în plina sa forță, aceasta este perioada dificilă. Am crezut că puțin progres putem atinge scopul dorit, dar acum constatăm că nu este așa. În acel moment, colegii noștri, camarazii noștri care luptau alături de noi, sau care luptă alături de noi, sunt foarte, foarte importanți pentru noi.
Nu sunt singur, ci sunt mulți alții care luptă alături de mine. În acea perioadă de luptă, de mijloc a războiului, noi apreciem camarazii noștri. Și vreau să vă spun, Caniștea, de care un devotat începător, Arceem Eva Haraye, Pujam et Shodaihate, Natat Bhakteshu ce Anishu, Sabakta Prakritasmitaha. El n-are nevoie de alți devotați, el n-are nevoie de mentor, el n-are nevoie de ghid spiritual, relația lui cu guru este destul de formală, la o distanță, prin poză, printr-un e-mail, once in a while, deci atâta timp cât el nu mai deranjează, el e un guru bun. Atâta timp cât mentorul spiritual nu mă deranjează, nu mă bate la cap cu problemele mele pe care el le detectează, deci în mine el e un mentor de treabă. Altminte, să nu-i văd, să nu-i aud. Deci asta este tipic mentalitate caniștă a unui devotat materialist. Dar un mare medicare, un devotat adevărat care s-a dedicat, el a început războiul. Și tu nu poți să lupți singur. Deci asta este una dintre realizările unui mare medicare. N-ai cum să lupți singur. Tu ai nevoie de camarazi, tu ai nevoie de sprijin. Și atunci tu începi să apreciezi alți devotați, alți practicanți și să vezi experiența inimilor lor de care tu ai nevoie pentru a continua lupta, în primul rând, cu lupul tău negru din interiorul tău. Deci trebuie să hrănești lupul alb din inima ta și trebuie să nu-l hrănești pe cel negru din inima ta. Dar se întâmplă încă o problemă în această perioadă. Și el spune, uneori se întâmplă că putem să fim descurajați anume de această problemă. Deci noi începem să apreciem devotații, asta este un semn tangibil, al avansului spiritual tangibil. Până când n-avem treabă cu devotații, suntem foarte formali în asocierea cu devotații, suntem foarte reticenți să vorbim cu ei, să ne asociem cu ei, aia încă nu a început viața spirituală, este doar așa, ground testing. Dar când am început să ne asociem cu ei și apare o problemă, noi începem să vedem cum unii dintre ei pică. La război, noi ne atașăm de camarazii noștri să nu dea Domnul, deci să trecem prin experiența asta, dar știm din cărți, știm din filme, știm din romane, știm, bunicul meu mi-a povestit, deci camarazi de luptă e prieten pe o viață. Și problema este, tu începi să te atașezi de ei, ei deseori îți salvează viața ta și la un moment dat ei sunt împușcați, ei mor. Și iată, în mod similar, în viața noastră spirituală, tu devii atașat de colegul tău spiritual sau poate de mentorul tău spiritual, care la un moment dat în viața lui spirituală apar probleme. Sau tu începi să vezi cum el cedează la atașamentele sale materiale, el cedează la tendința de a critica, la tendința de a deveni revoltator, la tendința de a deveni, deveni bârfitor și tu îți pui mâinile în cap și te gândești, el a fost mentorul meu spiritual sau ea a fost mentora mea spirituală, cum e posibil acest lucru ca camarazii mei la care eu mă uitam, care era un exemplu pentru mine, cum se întâmplă că ei devin pradă energiei materiale. Asta este viața spirituală, asta este război. Prabhupada spunea că a urma o disciplină spirituală înseamnă a declara război energiei iluzorii. Și la război ca la război. La război vor muri camarazi, la război vor muri generali, capitani și așa mai departe, și la război vor muri persoanele asupra cărora tu ai fost mentorul lor spiritual, tu ai investit toată inima ta în ei și ei cedează la un moment dat. Ei cedează, ei nu rezistă, deci ei nu fac față. Și asta este un lucru foarte extrem de dureros și extrem de descurajător. Deci pe lângă lupta ta interioară, cu demonii tăi interiori, cu partea ta, cu latura ta întunecată al sufletului tău, tu ești descurajat de faptul că mentorii tăi sau exemple de role models al tăi sunt secerați de energia iluzorie. Și vreau să spun, viața spirituală înseamnă a merge mai departe în ciuda lucrurilor de acest gen. În ciuda faptului că camarazii tăi vor fi împușcați, că mentorii tăi spirituali rămân în urmă. Deci uneori, eu vreau să vă spun lucrul ăsta.
Nu e un lucru de ego acum, nu vorbim de ego, dar o se întâmple, deci fiecare dintre noi are o anumită viteză, da, în avansul nostru spiritual. Cineva merge cu o viteză mai mare, cineva merge cu o viteză mai încet. Cineva a venit înaintea ta cu 2-3 ani. Și ție ți se pare că, wow, el, nu știu, îndevătat senior, un mentor, da, un exemplu pentru mine. Dar se întâmplă. Tu mergi mai rapid decât el. De ce? Pentru că el nu este serios în sadhana lui. El a avut un tezoaz preliminar. Dar el nu este serios în studiul lui, el nu este serios în japa, el nu este serios în asocierea cu alți devotați, nu este serios în dedicarea și în relațiile sale cu maestrul sau spiritual. Prin urmare, progresul lui este încetinit. Și tu mergi mai înainte și te gândești, poate sunt eu arogant, poate, nu știu, poate eu ceva nu fac în regulă. Nu, tu faci totul bine. Dar asta este realitatea vieții spirituale. Unii dintre colegii tăi vor rămâne în urmă. Și se vor întâmpla situații în care cândva el a fost sursa ta de inspirație și după 10-15 ani tu n-ai ce să vorbești cu el pentru că el vorbește despre lucruri triviale, despre lucruri pe care tu, nu știu, el a rămas clasa de 3-4 ori și tu deja ai trecut în clasa a 10-a. Despre ce să vorbești? Deci sunt mai mulți factori despre care vreau să vă creez un acest gen de awareness, ca voi să înțelegeți dinamica vieții spirituale și lucrurile care pot să vă descurajeze. Dar în ciuda acestor obstacole interioare și exterioare, curajul în viața spirituală înseamnă a continua, a merge mai departe fără un atașament de rezultate. Cum și Dharmaraj citează aici un verset din Bhagavad Gita, nu o să mă opresc la el, deci că îndeplinește-ți datoriile mai departe, karmani vădicara ste, napaleșu kadacina, dar nu te atașa de rezultate, nu te atașa de lucruri. Viața spirituală va fi în dinamică întotdeauna. Eu vreau să vă spun, cei mai fericiți ani ai vieții mele spirituale au fost primii 5-6 ani. De ce? Pentru că era un mood, un anumit, era inocența aia spirituală până când te pun în poziția că acum ai crescut, trebuie să accepți responsabilitate pentru ceilalți. Și e exact situația aia când tu ești tiner, tu abia te-ai căsătorit, da? Și voi cu soția vă gândiți la o să avem o casă frumoasă, o să avem o carieră frumoasă, o să mergem în Hawaii, deci o să mergem în Spania undeva, deci o să ne bucurăm de viață și la un moment dat apare un baby. Și tu ești de gen, what? Eu vreau la cluburi, eu vreau la baruri. Nu, stai cu bebe acasă. Stai, dar cum? Dar eu încă vreau să mă bucur, eu încă sunt tineri. Da, ești tineri, dar tu ai un baby, tu ai o responsabilitate. Și atât în mod similar în viața noastră spiritual, ajungem la un moment dat când ție ți se spune, frate, e timpul să accepți responsabilitate. Păi, dar nu, că eu vreau încă să mă bucur, eu vreau serviciu devoțional spontan, eu vreau... Nu, tu trebuie să accepți responsabilitatea. Da? Și tu te gândești, eu nu sunt responsabil față de mine, cum pot eu să accept responsabilitate față de alții? Curaj. Trebuie să fii curajos. Dacă ai această împuternicire, trebuie să o accepți, această responsabilitate. Și anume responsabilitate te va ajuta pe tine să te maturizezi mult mai rapid. Pentru că părinții așa se maturizează. Când ei au copiii lor. Deci copilul foarte repede te maturizează. Vrei, nu vrei, foarte repede acest lucru se întâmplă. Bun, el spune... În ciuda acestor circunstanțe nefavorabile și a căderilor unor camarazi de-ai noștri, există alții care totuși avansează cu curaj, cu o credință neclintită și ei trebuie să rămână sursa noastră de inspirație. Deci, da, unii dintre ei vor cădea, dar vor rămâne ceilalți și tu continuă mai departe să te inspiri din exemplul lor. Shastra, scripturile, vor oferi sfaturi utile, dar asocierea cu devotații este totuși de o importanță supremă dacă vrei cu adevărat să avansezi. Avem nevoie de o credință fermă, nu de o credință pulpuitoare. O am practicat o perioadă de timp, dar am obosit să urmezi sadhana, așa că am plecat. Aia e hotărârea în modul ignoranței. Când am început, am crezut că este ceva tangibil de care mă mai bucura foarte rapid, dar pare că nu este așa. Progresul meu este foarte încetinit. Dau atât de multă energie pentru cauză, dar totuși rezultatul dorit nu este atins și încă și sunt certat de alții. Da? Cu toate acestea, trebuie să perseverăm în această călătorie și va trebui să luăm curajul de la cei care se află
pe această cale și care sunt profund angajați și realizați. Deci astea sunt câteva gânduri despre curajul spiritual de a lupta pe calea avansului spiritual până la atingerea perfecțiunii. Se minte, Prithu Prabhu, voi l-ați văzut, cineva dintre voi l-ați văzut în Spania și țin minte, odată el a ținut cu mulți, mulți ani, ținea o lecție și el spunea ce înseamnă hotărâre, ce înseamnă curaj în viața spirituală. Și el spunea că curajul este că tu alergi în direcția perfecțiunii spirituale. Și la un moment dat cineva, pac, și îți taie picioarele. Și atunci tu cu mâinile te tragi pe calea avansului spiritual. Și cineva, pac, și îți taie o mână. Și tu te tragi iarăși cu altă mână. Cineva îți mai taie încă o mână. Și atunci rămâne doar capul tău și corpul tău. E extrem așa, e un exemplu extrem, dar anyway. Și spune, atunci tu te rostogolești cu corpul tău, deci asta înseamnă hotărâre, tu mergi mai departe. Și cineva, pac, și îți taie capul de pe trupul tău. Și atunci tu cu dinții, dar tot încerci să mergi mai departe. Și spunea, până când nu o să aveți acest gen de curaj și hotărâre, nu o să avansați în viața spirituală. Și deși vreau mă, Swami Maharaj, el spune, vrei să te cațări pe Everest, hotărârea ta trebuie să fie de lungimea Everestului. Nu poate să fie de lungimea ceahlăului. Da? Deci trebuie să fie de lungimea Everestului. Da? Deci dacă vrei să atingi perfecțiunea spirituală, realizarea adevărului absolut, încrederea ta, hotărârea ta, curajul tău trebuie să fie absolut. Asta înseamnă credință. Și curajul acesta este transmis prin intermediul devotaților. De aceea avem acest faimos verset care spune Krishna Bhakti Janma Mula Hoya Sadhu Sangha Krishna Prema Janmi Tenha Punah Mukhya Anga. Cauza principală a devoțiunii față de Divinitatea Supremă este asocierea cu devotații avansați. Chiar și atunci când se trezește dragostea latentă a cuiva pentru Krishna, Divinitatea Supremă, asocierea cu devotații este în continuare cel mai esențial principiu. Deci de aici noi primim curajul, puterea, susținerea și așa mai departe. Bun, continuăm repede discuția cu exemplul 13, care este descris în următorul verset. Asta este ultimul verset din această serie din 4 versete, în care Krishna spune: Eu sunt tăria celui puternic, fără de pasiune și dorință. Eu sunt viața sexuală, ce nu este contrară principiilor dharmice. Deci, cei mai ezoteric am lăsat la sfârșit. Bun, să vedem la început cel de-al 13 exemplu despre tăria celui puternic. Balam Balavantam Chaham, eu, Krishna, sunt tăria celui puternic fără de pasiune și de dorință. Și aici avem diferite puteri sau puterea care este folosită pentru a ajuta pe cei slabi. Polițiștii care ajută persoanele neajutorate, pompierii, medicii, parlamentari ar trebui să ajute oamenii în acest sens. Deci, din punct de vedere material, în sfera materială, sunt acest gen de personalități și atât puterea lor de a ajuta pe cei neajutorați vine de la Suprema Personalitate a Divinității. Din punct de vedere spiritual, în sfera spirituală, este vorba despre puterea spirituală de a ajuta pe cei începători în calea avansului spiritual. Și Bhaktivinoda Thakur descrie trei tipuri de compasiune. Deha Sambandha Doya, ceea ce înseamnă compasiune la nivel fizic, sau ajutorul pe care îl oferim la nivel fizic. Mana Sambandha Doya, ajutorul pe care îl oferim la nivel psihologic. Și Atma Sambandha Doya este ajutorul pe care îl oferim la nivel de atma, la nivelul spiritual. Din punct de vedere spiritual, este vorba despre ajutorul la nivelul spiritual pe care noi îl primim din partea lui Diksha Guru și din partea lui Shiksha Guru. Ei fiind reprezentații Domnului Balarama, Bala înseamnă putere, deci ei ne oferă puterea spirituală prin instrucțiunile sale, prin grija lor. Și asta este funcția unui guru. Deci, cum spune Guru Gita, explică că rădăcina Gu înseamnă întuneric, Andhakara, și Ru înseamnă cel care risipește. Deci, cine este un guru?
Un guru este persoana care risipește întunericul ignoranței la nivel fizic, la nivel psihologic și la nivel spiritual. Bur, buvar, svar, cum se descrie în mantra Gayatri. De ce avem această pranama mantra pe care noi o oferim înainte de a cânta runde sau înainte de a prezenta o lecție? Om agyana timirandasya gyana anjana shalakaya chakshurun militamina tasmai și guraveye namaha, care se spune că eu mă ofer plecăciunele maestrului meu spiritual care mi-a deschis ochii mei orbiți de întunericul ignoranței cu făclia cunoașterii. Puterea de a oferi ajutorul spiritual, puterea de a salva pe cineva, puterea de a ghida pe cineva și de a consola pe cineva pe calea spirituală vine prin împuternicire. Ea nu vine prin self-appointment, prin împuternicirea de sine. Ea vine prin împuternicirea de la sursa puterii. Un guru devine un guru pentru că este împuternicit de gurul său. Un mentor devine un mentor spiritual pentru că este împuternicit de ceilalți mentori. Un mentor spiritual de obicei devine un mentor spiritual, de ce? Pentru că este împuternicit de comunitatea spirituală. Deci așa funcționează lucrurile. Pentru că fără a fi împuternicit de gurul tău, de comunitatea ta, momentul în care tu încerci să devii un mentor spiritual pentru alții, un salvator, un, nu știu, tu te bazezi doar pe competența ta oratorică sau te bazezi pe competența ta psihoterapeutică sau pe competențele tale manageriale și tu gândești că aceste skill-uri sunt suficiente și eu n-am nevoie ca nimeni să mă binecuvânteze ca eu să-i ajut pe alții. Problema este că tu când nu primești un acest gen de puternicire, tu faci doar ca ego-ul tău începe să crească. De ce? Pentru că tu vei fi expus kanaka, ca mini, pratiștă. Tu vei fi expus resurselor materiale care vor veni la tine. Tu vei fi expus asocierii cu sexul opus. Câți devotați au picat din cauza că dacă femeii respective, eu nu o să-i ofer ghidare spirituală, atunci cine o să-i ofere? Soțul ei nu o înțelege. Și atunci eu, ca mentorul ei spiritual, trebuie să o înțeleg. Nu există. Mentorii spirituali bărbați sunt mentori spirituali pentru alți bărbați. Femeile trebuie să aibă mentori spirituali femei. Pentru că femeile se înțeleg unele pe alții, bărbații se înțeleg unii pe alții. Când Prabhupada spunea, focul e bine, untul e bine. Când ei se combină, focul devine foarte mare. În mod similar, bărbatul e bine, femeia e bine. Când ei se combină, deseori se produce dezastru. De aceea, acest serviciu foarte important de mentorship, adică de ajutor, de consiliere spirituale, el trebuie să fie făcut atunci când noi suntem împuterniciți, pentru că în momentul în care noi singuri ne împuternicim pe noi, noi devenim pradă la kanaka, ca mini pratiștă. Dar când în spatele nostru este binecuvântarea gurului nostru, binecuvântarea comunității noastre, bordului nostru, atunci prin noi se transmite această energie pură și falsul nostru ego nu o contaminează. Altminte, se declanșează un val de dorințe materiale, tu devii salvatorul comunității, avatarul comunității și știm cu toții ce se întâmplă. Am trecut și noi în comunitatea noastră prin acest gen de situații. Și în final am ajuns la ultima calitate pe care o descrie Krishna în această serie de versete. Krishna spune, Kamosmi, eu, Krishna, sunt viața sexuală ce nu este contrară principiilor dharmice. Uneori Prabhupada traduce principiilor spirituale sau religioase. Și el explică, el spune că viața sexuală doar cu scopul gratificării simțurilor este, reprezintă cea mai mare capcană a sufletului în lumea materială. Pentru că acea senzație, da, pe care o simte cineva în timpul actului sexual este cea mai mare plăcere pe care o simte sufletul condiționat în lumea materială. Și Domnul Buddha spunea, deci dacă ar fi existat o altă plăcere la fel de puternică ca și plăcerea sexuală în lumea materială, sufletul n-ar fi avut nicio șansă să se elibereze. Așa măcar el are o problemă, deci pe care trebuie încet încet să o gestioneze într-un mod corect, să o abordeze corect. Acea energie sexuală
Nu poți doar să apeși un buton acolo și uiți de ea. Deci nu. E o energie foarte puternică în interiorul nostru care reprezintă conglomeratul la toate dorințele noastre materiale, la toate tendințele noastre de a exploata natura materială. Toate sunt incluse în această energie sexuală. Și Krishna îi spune, dacă nu este gestionat într-un mod corect, ea devine cel mai mare dușman al sufletului. Și avem această serie de versete din capitolul 3 din Bhagavad Gita în care Krishna spune, așa cum focul este acoperit de fum, oglindă de praf sau embrionul de matcă, la fel și entitatea vie este acoperită de diversele stadii ale acestei pofte trupești. Astfel, conștiința pură a entității vii plină de înțelepciune atinge, ajunge să fie acoperită de eternul său vrăjmaș sub forma poftei trupești care nu se satură niciodată și care arde ca focul. Deci, e o energie foarte puternică. Vedele descriu trei abordări al acestei energii sexuale cu care cu toții ne confruntăm. Deci, nimeni nu este iertat la acest capitol. Toți trebuie să se confrunte cu această energie cu care nu știi ce să faci. Deci, la 13 ani, când se 12-13 ani, când se întâmplă acele schimbări hormonale, da, în corp, apar tot fel de complexe al lui Oedip. Deci, tot ce vrei acolo apar. Deci, în mintea aia neformate, deci tot fel de fantezii, tot fel de lucruri care deseori tineretul nu știe ce să facă pentru, fără o educație sexuală nu materială, da? Fără o educație spirituală de care tehnic se numește această educație spirituală, se numește educație de brahmacharya, deci cum să sublimezi energia spirituală ca ea să-ți facă bine, ca ea să aducă la realizările tale spirituale. E o temă foarte profundă, putem să vorbim foarte mult, timpul este limitat, de aceea o să trecem repede peste ea. Deci, vedele descriu trei abordări al acestei probleme. Prima abordare, if you feel good, do it. Și asta este ceea ce fac 99% din bucureșteni. Deci, desfrânare, viață sexuală doar pentru plăcerea simțurilor. Și dacă cineva vorbește despre stăpânirea lor, Baldeu, cum îl cheamă pe acel boxer despre care vorbeam noi? Anthony Joshua, deci, care am fost foarte surprins când băiatul povestea, a fost recent, el a fost campionul, acum e Usyk, anyway. El povestea, înainte de meciurile de box, cu 4, 5, 6 luni, eu practic abstinență sexuală. Și jurnalistul era, wow, what? Deci, tu nu ești normal? Și el spune, da, pentru că aia este o energie foarte prețioasă. Cosmonauții fac același lucru. Cei care testează avioane fac același lucru, pentru că ei au nevoie de concentrare. Concentrare maximă care este atinsă prin abstinență sexuală. Anyway, a doua abordare este naistica brahmacharya, deci abstinență sexuală totală, brahmacharya monastică, care este extremă. Și a treia variantă este grihastha brahmacharya sau viața sexuală controlată în acord cu prescripțiile scripturale sacre, adică cu în acord cu realizările oamenilor care au atins realizarea spirituală. Și haideți repede să trecem prin aceste trei. Prima este abordarea extremă al energiei sexuale, deci cam desfrânare, viața sexuală doar pentru gratificarea simțurilor. Și la Prabhupada uneori el numea acest lucru, el numea it's illicit sex, illicit sexual activity. Știu că acum nu sunt foarte popular, mai ales pentru tineret, deci este un gen de tabu, dar vreau să vă explic din punct de vedere științific, spiritual, care este problema aici. Deci problema asta cu sexul cu oricine, cu sexul oricând ai poftă, dimineața, la prânz și seara, cât mai mult pentru că este sănătos, deci așa ne învață acum psihologii moderni, că sexul este ceva super sănătos. Nu neapărat. Deci, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al realizărilor yoginilor care au atins perfecțiunea spirituală, vedele spun, ei împărtășesc, ei spun, deci chiar din punct de vedere material, care sunt consecințele? Deci vedem aici o listă de consecințe. Divorțuri, traume psihologice, ca rezultat al desfrânării părinților, pierderea drastică a energiei vitale, prana, deci prin sămânță se pierde energie, se pierde memoria, se pierde abilitatea de a rămâne concentrat,
pierderea sănătății corpului, când cineva devine palid, știți aura aia din jurul sfinților. Deci aia este sublimarea, este energie sexuală sublimată care se manifestă în acest gen, în forma strălucirii, forma acelei brightness, da? Deci strălucirii care apare pe fața unui sfânt. Diminuarea puterii mentale a memoriei, distrugător al cunoașterii spirituale, Krishna spune Nitya Vairana, deci este distrugătorul cunoașterii spirituale și dușmanul sufletului. Și contribuie la cea mai mare contracție a conștiinței și la afundarea conștiinței în materie. Deci datorită acestui atașament, sufletul se atașează de haina sa, de corpul său fizic, care îi oferă această plăcere și care compensează toate suferințele pe care le trăim noi în lumea materială. Bun, deci asta este prima abordare extremă. If you feel good, just do it. Da? Și asta sunt consecințele din păcate. Acum să vedem a doua abordare, care tot este extremă. Abordarea care se numește Naishtika Brahmacharya sau abstinență sexuală totală, Brahmacharya monastică. Majoritatea tradițiilor spirituale onorau înțelepții care au fost în stare să-și stăpânească, să-și sublimeze energia sexuală și să o transforme într-o energie spirituală. Interesant că un titlu al unui guru în tradiția vedică este Urdvareta. Un titlu foarte ezoteric. Urdvareta înseamnă guru care își ridică semința în sus. Deci nu și-o pierde prin organele genitale, el o ridică în mod subtil, el o sublimează, acea energie, acea semință, el o sublimează și ea încet, încet cu energiile pranice se ridică în sus și hrănesc țesuturile subtile al creierului lui. Și datorită acestui lucru, el are energie spirituală, el are tejas, el are putere de a transmite convingere discipolilor săi. Deci dacă în viața materială un copil este născut prin pierderea energiei sexuale, în viața spirituală un discipol este născut prin sublimarea energiei spirituale, energiei sexuale. Deci guru este atât de eficient în măsura în care el își stăpânește simțurile, își stăpânește mai ales pornirea sexuală. Și avem sute și mii de citate în scripturile vedice care vorbesc de avantajele brahmacharya, avantajele stăpânirii acestei energii. Și aici avem doar un singur exemplu, deci doar un citat din Shiva Samhita, în care se spune: nu există nicio îndoială că oamenii care păstrează sămânța trăiesc o viață lungă și sănătoasă, iar cei care irosesc sămânța vor avea o moarte prematură. Înfrânarea oferă o beatitudine internă, o mare energie, ojas, shakti, care hrănește țesuturile fine ale creierului. Ca rezultat al celibatului, o persoană obține claritatea minții, vichara shakti, o mare forță de voință, virea, o inteligență superbă, viveca, despre care am vorbit anterior, și o memorie ascuțită, dharana shakti. Abținerea este temelia dezvoltării fizice, mentale și spirituale. Punct. Deci e super limpede. Și aici avem câteva calități, deci, care se dezvoltă datorită acestei practici de abstinență sexuală. Prima dintre care este vichara shakti, deci puterea de a gândi, puterea de a pune întrebări profunde, puterea de a analiza subiectul. Deci vichara înseamnă logică. Vichara înseamnă abilitatea de pariprasna, pariprasna de la, noi avem cuvântul perimetru din sanscrită pari. Pari înseamnă a merge în jurul subiectului. Deci a-l analiza din toate punctele de vedere. Asta este vichara shakti. Energia de a analiza, de a studia în profunzime lucrurile. Virea înseamnă calitatea eroului spiritual, deci putere de caracter. Da? Știți când sunt acei bărbați, în limba rusă este o expresie, sunt baleron, deci e bărbat-femeie, de fapt. E un corp de bărbat, mentalitate de femeie. Deci l-ai atins cu degetul și îl plânge. Deci vorbește despre un caracter foarte, foarte slab. Pentru că lipsește viria. Da? Și în filmele din Hollywood se predă că cel care face sex la dreapta și la stânga el este un macho. Aia doar în filme. Dar în realitate tu îți pierzi energie vitală. Deci caracterul tău devine foarte, foarte slab. Tu n-ai energie pentru a face față stresului.
Viveca, inteligență, deci se dezvoltă discernământul și Dharana Shakti, puterea de a prinde, puterea de a memoriza, de a înțelege cunoașterea care este oferită de maestru spiritual. Și pentru a obține aceste beneficii, cineva trebuia să renunțe la cele 8 aspecte al vieții sexuale care sunt descrise în scripturile vedice, tot ceea ce facem noi în viața materială. Deci este smaranam, gânditul la sexul opus. Da? Știți că 90% din internet sunt resurse pornografice. Dați seama, deci 90% din tot ce conține internetul global, surse pornografice. Statistică. Vrei să fii un brahmachari, deci vrei să avansezi spiritual, vedele spun. Primul lucru la care nu smaranam, gânditul la sexul opus, kirtanam, glorificarea relației sexuale, tot ceea ce se primim noi prin filmele din Hollywood. Kelly, cochetarea cu sexul opus, oh, drăguță, chic, hey, yo. Deci aia tot intră aici. Da? Prekshanam, da? Privirea cu poftă la sexul opus, care, apropo, femeile deseori mi-au povestit, este un lucru dureros pe care ele le simt la nivelul corpului subtil. Deci, în filme e un lucru ceva super romantic, când cineva se uită cu poftă la o femeie, dar femeile sărmane spun, un bărbat care se uită cu poftă la ele, le stoarce de energie. E un lucru absolut neplăcut. Și bărbații toți simt acele săgeți. Deci, când o femeie se uită cu poftă la tine, e un lucru deranjant pentru corpul subtil. Dar asta se glorifică astăzi, în romane, în filme și așa mai departe. Deci e foarte straniu când cultura modernă, deci le încurajează, cum Taylor Kisundere, deci a spus astăzi, a primit un hint, dacă ești frumușică, câștigă bani în alt mod. Da? Și dacă în cultura vedică, pentru a proteja femeile, deci ele erau îmbrăcate, bun, nu intrăm în extremă cu paranjaurile și cu lucruri de acest gen, dar ele, cum sariurile indiene, ele sunt estetice. Deci corpul e acoperit și în același timp arată foarte estetic, foarte elegant. Arată motherly. Da? Arată feminin. Cuvântul feminin astăzi este înlocuit cu cuvântul sexy. Da? Sexy și feminin sunt două lucruri complet diferite. Și știm că fiecare bărbat care vrea o soție, el nici de cum nu vrea o soție sexy. El vrea wife material. Da? El vrea o mamă pentru copiii lui, deci el nu vrea o femeie sexy pentru copiii săi. Și de ce? Deși cultura noastră modernă promovează cumva imaginea asta de o femeie sexy, imaginea asta strică, de peste cap foarte tare civilizația modernă. Bun, Sankalpa, intenția de a intra într-o relație sexuală, abhyasa, efortul de a avea o relație sexuală și creierea vritii, relația sexuală sub orice formă, inclusiv sub formele artificiale. Vrei să duci o viață spirituală? Fii bun și urmează aceste lucruri. Nu? Bineînțeles că în cercurile de yoga de astăzi, când se vorbește despre brahmacharya, tot felul de minuni. Deci, auzi acolo, cuvântul brahmacharya e înlocuit în moduri foarte, foarte haios. Deci, nici nu vreau să intru în subiect. Bun, acum, deși abstinența monastică are foarte multe avantaje și are foarte multe beneficii, în slide-ul precedent noi le-am discutat, Vichara Shakti, Virya, Viveka, Dharana Shakti și mai departe. Întrebarea este cine este capabil dintre noi astăzi, crescuți într-o cultură sexy, da, să ducă un stil de viață de abstinență monastică totală. Nimeni. Deci, nimeni, vă spun eu, nimeni. Și de ce? Vedele oferă a treia abordare la această problemă, care este abordarea echilibrată. Și ea tehnic se numește Grihastha Brahmacharya. E tot brahmacharya, e tot abstinență, dar controlată în cadrul căsniciei. Adică căsătorie, viață sexuală controlată în acord cu prescripțiile scripturale sacre. Și avem un citat din Skanda Purana, îl vedem aici, în care se spune abstinența de la actul sexual în minte, verbal și la nivel fizic, în cazul asceților, se numește brahmacharya, adică în cazul călugărilor, se numește brahmacharya, jurământul de continență sexuală. În cazul cuplurilor casnice, relațiile sexuale în perioada de după cele 4 zile de menstruație, cu intenția de a concepe un copil, nu se opune jurământului de brahmacharya.
Vrei sex? Fine. Concepe copii. Oh, nu ai... Aruncați-mă cu roșii, știu, dar îmi pare rău, transmit doar mesajul vedic. Bun, deci lucrul acesta se numește sexul dharmic. Și când Krishna spune kamosmi, eu sunt viața spirituală, atunci el vorbește despre acest gen de viață sexuală. Deci care este în cadrul familiei pentru a concepe copii. Deci atunci eu sunt viața sexuală care nu este contrară principiilor spirituale. Și Prabhupada scrie în comentariul său, el spune, când o persoană se căsătorește în conformitate cu valorile spirituale și normele morale și îndeplinește dharma unei persoane casnice, concepând copii conform prescripțiilor scripturilor, o persoană își stăpânește treptat pornirea sexuală și se eliberează de identificarea cu mintea și corpul său fizic. Deci, cu alte cuvinte, noi avem problema asta cu energia sexuală care ne ține în ciclul de naștere și de moarte. Prin abordări extreme nu putem să o gestionăm și atunci o luăm încet. O luăm treptat. În cadrul căsniciei, încet, încet, pe la 50 de ani, când ai un copil, doi, deja te-ai săturat de toate. Ok, I've been there, I've done that. Mi-am practicat toate fanteziile, nu mai vreau, mulțumesc. Deci cam asta este realizarea pe care o obține cineva încolo spre 50 de ani. Bun, deci, brahmacharya monastică, brahmacharya casnică, practicată într-un mod responsabil, gânditor și sincer, devine o cale de eliberare de la încătușarea materială. Și în acest mod noi am încheiat astăzi analiza celor 4 versete din capitolul 7 din Bhagavad Gita, în care Krishna descrie calitățile sale tatasa shakti, deci nu sunt calitățile primare, sunt calități secundare al absolutului, în care el descrie diferite vibhuti, diferite puteri ale sale sau diferite energie extraordinare care stau în spatele lucrurilor extraordinare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că această analiză a fost interesantă și o să începeți să vedeți, să spunem, gustul apei, lumina soarelui, lumina lunii, puțin într-un alt context, sunetul în eter, o să-l percepeți puțin într-un alt context, mireazma din originar al pământului, al florilor, deci toate aceste lucruri extraordinare o să le percepeți prin prisma conștiinței de Krishna, prin prisma acestei descrieri pe care o oferă Krishna în Bhagavad Gita și acest lucru cu siguranță o să contribuie la percepția noastră spirituală al realității, la avansul nostru spiritual. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, dacă aveți ceva întrebări. Puțin am depășit timpul, de aceea o să alocăm 10 minute la întrebări, da? Baladeva, te rog frumos, ia microfonul. Mulțumesc frumos. Am apreciat foarte mult acum ceva timp că prietenul dumneavoastră și a făcut la un moment dat o yagya pentru noi să ne protejeze Bhaktilata Vijaya. Și voiam să întreb, în afară de udatul acestei sămânțe, cum... Bine, înțeles, fără să vrem, ne putem noi dăuna Bhakti Lata Bija și dacă deja ne-am dăunat-o, cum am putea să reparăm această Bhakti Lata Bija? Domnul Chaitanya vorbește despre două probleme majore în creșterea acestui lăstar al devoțiunii. Deci, dacă vorbim în contextul metaforei respective. Deci două probleme. Prima problemă este upasaka, în sanscrit înseamnă buruiene. Deci diferite buruiene care apar similare cu planta devoțională. Cei dintre voi care ați avut vreodată vreo grădină sau ați lucrat în grădină știți că sunt niște buruiene care par inocente. Deci, dar anume ele storc planta de multă energie, de vlagă și așa mai departe. Și atunci trebuie să dezrădăcinezi, trebuie să cureți planta ca să o protejezi. Upasaka înseamnă tot fel de ambiții materiale care apar sub forma spiritualității. Dorința de a progresa doar într-o anumită carieră, într-o anumită instituție spirituală. Sau
nu dorința de a ajuta sufletele condiționate, dar dorința de a domina asupra sufletelor condiționate. Deci, sună foarte similar. Deci, cineva poate să ocupe o poziție de un mentor spiritual, nu cu scopul de a ajuta, dar cu scopul de a exploata. Și tot felul de lucruri de acest gen, deci care se numesc, tehnic se numesc în vede, se numesc anartha. Anartha înseamnă lucruri care n-au nicio valoare și care sunt dăunătoare pentru avansul tău spiritual. Asta este prima problemă. A doua problemă este și mai gravă. Ea se numește hastimata. Hastimata înseamnă problema elefantului nebun. Deci planta este foarte firavă. Și dacă un elefant nebun, înnebunit, un elefant care simte poftă trupească, intră într-o grădină, el o zdrobește. El o calcă în picioare, el o zdrobește complet. Și hastimata, în mod metaforic, înseamnă ofensele față de devotați și față de maestru spiritual. Critica devotaților, bârfa pe după spatele devotaților, încercarea de a le strica lor reputația în ochii altor persoane. Deci, sau cineva a spus ceva prost despre un devotat și tu repeți acest lucru, îl transmiți mai departe. Toate aceste lucruri se încadrează în hastimata. Deci în ofensa elefantului nebun, care nu doar o calcă în picioare, complet o zdrobește, deci o distruge. Și practic uneori ți se pare că gata, planta devoțiunii, planta avansului spiritual a fost complet zdrobită, complet distrusă. În metafora aceasta așa sună, dar totuși Domnul Chaitanya spune, noi avem o speranță, avem o șansă. Și el zice, limba pe care ai folosit-o pentru a-i distruge reputația devotaților. Nindanam dosha kirtanam. Ce este nindanam? Ce este cea mai mare ofensă? Dosha kirtanam. Vorbești despre neajunsurile celorlalți. Comunități au fost distruse din cauza că două, trei persoane s-au ocupat cu bârfe în comunitatea respectivă. Deci, de ce când auziți pe aici că avem toleranță zero la bârfe și toleranță zero la critică, Prabhupada spunea, există doar câteva persoane care au dreptul. Părintele are dreptul să-l critice pe copilul său. Guru are dreptul să-l critice pe copilul său. Un lider al comunității are dreptul să-i critice atunci când este necesar pe membrii comunității. De ce? Pentru că altminte n-ai cum să-i corectezi. Deci tu trebuie să-i critici. Trebuie să-i mângâi lalaiet și trebuie să-i critici tadaiet. Fiecare părinte știe, trebuie să-ți mângâi copilul și trebuie să-l corectezi. Lucrurile trebuie să fie în echilibru. Și de aceea doar câteva persoane au dreptul în acord cu vedele să critique sau să spună despre lucruri negative. Ceilalți, dacă fac acest lucru, în primul rând comunitatea se distruge printr-o atmosferă toxică. Și persoanele, cum Guru Maharaj, cum recent a scris o scrisoare despre o persoană, că I know about her suicidal tendency of criticizing. Știu despre tendința ei suicidală de a critica. Da? Și este cu adevărat suicidală, pentru că este o tendință care distruge complet viața ta spirituală. Și Domnul Chaitanya spune, dacă ești totuși în mindset-ul respectiv și ai tendința asta, limba nestăpânită și pornirea asta de a critica, limba care îți distruge viața spirituală, aceeași limbă trebuie să fie folosită pentru a-ți reînvia viața ta spirituală. În loc de a bârfi, glorifică devotații. În loc de a le spune lucruri urite, spune lucruri frumoase. Și încet, încet, mentalitatea ta de muscă, care caută doar gunoaie, se va transforma în mentalitate de albinuță, care caută nectar, caută miere. Deci, limba este cheia la... Este soluția aici. Și când vine problema la dezrădăcinarea celorlalte upasaka sau buruiene din inimă, maestru spiritual o să te ajute, devotați sau frații tăi spirituali o să te ajute, pentru că eu o să spun imediat că Baladeva, ți-au crescut urechile prea tare după lecția care ai ținut-o. Sau, cutare, ai cântat un kirtan, dar de fapt te-ai glorificat pe tine, nu l-ai glorificat pe Krishna acum. Sau speculația aia care ai făcut-o în subject-ul respectiv poate ție ți-a adus gratificare, dar a fost ceva foarte urât. Da?
Și noi ne gândeam, păi dar cum? Dar eu mi-am pus toată silința. Tu ți-ai pus toată silința, dar n-ai urmat riceta, ți-ai băgat ego-ul în ecuație. Și, da, a ieșit ego-sabji, dar nu eco-sabji. Da? Și deci devotații ne ajută de obicei cu dezrădăcinarea tendințelor de acest gen. Și asta este avantajul lui Sadhu Sangha. Dar referitor la hastimata, asta este soluția. Domnul Chaitanya spune, limba care te înfundă și mai mult în tendința asta suicidală, deci tot ea trebuie să fie folosită pentru a corecta lucrurile și încet, încet viața spirituală se va restabili. Dar maestrul meu spiritual spune că consecințele aparadăurilor pe care le-ai făcut deja vor fi resimțite și la nivel de bhava, adică în viețile viitoare. Bhaktisiddhanta Saraswati a avut un frate mai mare care a decedat prematur. Și când în ultimele clipe al vieții sale, când Bhaktisiddhanta se afla, Bhaktisiddhanta era gurul maestrul spiritual al lui Prabhupada, se afla lângă el, la patul lui de moarte, în acel moment, pe fruntea lui, s-a manifestat un tilak din Shri Sampradaya. E un tilak specific mai gros, cu o linie roșie între. Un semn spiritual. Și Bhaktisiddhanta a fost foarte uimit. Și atunci fratele lui a spus, în viața trecută, eu am comis niște ofense față de devotați. În viața asta m-am născut, pentru că tot am practicat o viață spirituală, m-am născut în familia lui Bhaktivinoda. Dar din cauza reacțiilor mele karmice, eu am fost bolnav de cancer. Și de-aia maestrul spiritual spune că consecințele la Vaishnava Parada vor fi resimțite în viața prezentă, în formă. Căderea de pe calea avansului spiritual nu înseamnă că tu te întorci la mâncatul de carne înapoi. Nu. Sau tu devii ateist. Nu. Căderea înseamnă simplu. Tu o să continui să vii la programe din când în când. Tu o să continui, poate mai iei și mat bagăt în mână să mai citești, poate mai faci runde, poate chiar le faci pe toate 16, dar nu le faci cu un gust. Nu le faci în stare de devoțiune, nu le faci în stare de sharanagati, fără pronunțiere corectă al mantrei. Deci deseori îi aud pe devotați cum își cântă mantra, e groaznic. Krishna Krishna Ram Ram, Krishna Krishna Ram Ram, e groaznic, e de unde ați luat-o? Acestea toate fac parte din consecința al Vaishnava Parada. Lipsă de gust, drastic, neatenția în timpul cântării mantrei, lipsa de gust de a studia și relațiile impersonale, formale cu devotații și cu maestrul spiritual. Ele toate sunt consecințe al Vaishnava Parada, care le simțim în această viață. Cum Guru Maharaj al meu spune, va trebui să primiți reacțiile pentru ele, deci fiți maturi, ai făcut prostie, primește reacții și ele vor fi resimțite în viețile viitoare, inclusiv până la nivel de bhava sau la nivel de prema, inclusiv. Deci e un lucru foarte, foarte serios și Domnul Chaitanya spunea, faceți orice, numai nu ofensați devotații. Deci, stați în cap, mergeți în patru picioare, faceți orice, numai nu criticați devotații, nu ofensați devotații. Deci, cum ți-am spus, Param Gurudev al vostru a scris că I know about her suicidal tendency. Tendință suicidală. Cel mai grav lucru pe care poți să-l faci în viața ta spirituală. De aceea, dacă simți tendința de a bârfi, de a critica, de a înjosi, glorifică devotații și încet, încet o să se schimbe mentalitatea. Mulțumesc frumos! Poți să mai... Da. Și acestea aparate, vă referiți doar la cele făcute împotriva devotaților sau și la seva aparată sau așa și nu putem să le... Seva aparată înseamnă ofensele care le comiți față, din punct de vedere ritualistic. Deci ele se rectifică ușor prin cântarea rundelor, prin rundele adiționale, prin runde adiționale de meditație. Deci ele se rectifică ușor. Jiva aparată sau ofense față de vecini, față de șoferii care te taie în stradă, mai știu eu, deci noi când mâncăm salată, mâncăm uneori insecte, știind, neștiind, vrând, nevrând, bacterii și așa mai departe. Ele se rectifică prin dana. Dana înseamnă prin activități de caritate. Deci atât când noi distribuim prasadam sau tu sponsorizezi un prasadam aici, un festin. Deci lucrurile astea se rectifică. Vaishnava Parada, petele respective rămân viață după viață. Deci ele sunt foarte greu de scos. De aceea Domnul Chaitanya spune Sadhu Savadan,
sadușilor, fiți atenți la acest capitol. Stați pe cap, mergeți în patru labe, numai nu faceți lucrurile astea. Asta e singurul lucru pe care vă rog să, să nu-l faceți. Și de-aia Domnul Cetane deseori spune Namaruce și Vaishnava Seva. Deci, astea două lucruri faceți. Deci, ca să contracarați, faceți două lucruri. Întotdeauna încântați numele Sfânt și serviți devotații. Și ultima întrebare. Ce se întâmplă cu cei care au, cu Bhakti Lata Bija, celor care au decăzut? Ei trebuie din nou să o primească sau ea e înghețată? Sau... Ea va fi regenerată, deci ea va fi reînviată, ea va fi reinforced, să spunem așa. Mulțumesc frumos. Odată primită, ea rămâne. Și anume, datorită faptului că ea este, omul avansează, cum Krishna spune despre yoga brașt, despre yoginii din viețile anterioare, ei avansează anume datorită faptului că în stare latentă, dar acea bhakti lata, acel program deja este pus acolo. Și el încet, încet începe să se regenereze datorită asocierii. Asocierea e ca un gen de antivirus care îți scoate virus și îți regenerează programul. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Bine, dragi prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Este deja târziu, deci nu o să las spațiu pentru întrebări. Poate o să avem duminica viitoare mai mult timp și dacă ați avut niște întrebări de astăzi, discutăm duminica viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Vă mulțumim foarte mult pentru această lecție foarte profundă și chiar foarte...